Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, ca în fiecare seară de luni, profesor universitar dr. Valentin Stan. Bună seara, bună analist. Bună seara, Marius. Îmi place asta cu analist. Ei, lasă analizele. Da, nu? Nu, no, ne tratăm fără analize, da. Da, nu le-am mai făcut, dar și când o să le Marius, facem... Marius, hai că n-avem timp, lasă hai plecarea. Să, da. Scuză-mă pentru această lungă introducere de 15 secunde. Foarte lungă și inutilă. Mm-hmm. Vreau astăzi să... învățăm pe români niște lucruri. De pildă, o să vă învățăm, dragii mei, cum să țineți un discurs. Suntem specialiști. Marius să ne povestească din copilăria lui fericită. Chiar da? Așa, chiar așa, da. Prilej cu care veți fi mult mai pregătiți ca să înțelegeți marile sensuri dihotomice ale epistemologiei. Nu știu ce înseamnă dihotomii și epistologi. Spune-mi aici. Epistologi. Spune-mi aici, micuțule, tu ai fantasy cursul aici? Dar nu e zi, noapte în care să mă... Pe bune? Da. Și da. Tu? Păi da, și te-am bănuit, știu. Bine, te-am bănuit. A, mai bănuiești, te-am bănuit, știu. Da, și îți plac așa, nu? Păi, dacă nu e zi de la dată de la Dumnezeu, da, da, da. În care să nu... Dai da, să... ce fel de rusul ai ce? De la Bolșoi, de unde? Bolșoi, cum vrei, că occidentalii zic Bolșoi, noi zicem Bolșoi. Da, sună da. Mai românește Bolșoi. Da, de acolo, din zona respectivă. Da, știam eu că ești... Teatru, cabaret, în zona asta nu ieșim. Uh-huh. Filme rusești, gara pentru doi. La tipe din astea, din înaltă administrație, nu te bagi, nu? Nu, Doamne ferește, păi da... Stă Putin cu ochii pe ele. Da, imediat primez notificare. Pe Telegram sau pe ce? Pe Telegram. Risică, pe Telegram. Auzi? Dar pe dumneai o ai în vedere, adică în fantezile, da? Pe care dumneai? Cum mă, pe care? 766-a. Păi, da, pe asta 766 o am întotdeauna în vedere. Ia vezi, Marius, am înțeles că îți place. Ia. Nu știu cine mi-a spus, dar... Ia. Ai și tu o fantezie, ceva? Da. A? De când am apărut în circuit, da? Practic, m-a scos pe mine din circuit. Cred că așa ți-ai pus și tu, dormi numai pe mici de tenis acasă, nu? Exact, Poate te întâlnești cu ea. Nu e tocmai comod, dar... Încearcă pe spate, Marius. Adică îți mai îndrept șalele. Încearcă să păstrezi un limbaj civilizat. Dar ce-am făcut, mă? Păi cum pe spate cu Șarapova? Adică nu cu Șarapova, Marius, cu mingile de tenis. Cu mingile. Încearcă pe spate. Place. Îmi place mingile de tenis. Da, și mie. Să știi că nu e singur pe lume, oricât de mult te dai tu cu ore așa. Zici? Da, nu e singur. Mai și ești altcineva? Da. Așa credeam. Cred că am prea multe foi. Așa, da. Și tu ai prea multe 60. Păi uite, vezi la 90 ce vă rog. Să vadă și Marius că nu e singur pe lume. 90 ce vă rog. Ia, ce aici? Iată mesajele Moscovei în acea zi, în momentul în care Putin amenință cu armele nucleare. Ce spune Ministerul Afacerilor Externe, condus de Sergei Lavrov, prin vocea doamnei Șarapova? Băi, ce-am vorbit eu cu tine, Ana, să lași captura pe ecran? Lasă captura pe ecran, te rog. Finalul, poți să mai dai o dată. Uite-te tu la Putin cum se uită la el. Ce, băi, cine ai zis la Șarapova? Băi, Putin e total nelămurit. Zice, băi, alo, Mihăiță, ce-ai făcut? E greu, știu. Mai dă-i o dată. Mai dă-i o dată. Mesajele Moscovei în acea zi, în momentul în care Putin amenință cu armele nucleare, ce spune Ministerul Afacerilor Externe, condus de Sergei Lavrov, prin vocea doamnei Șarapova? Putin tot uite-te la ce. Mi-a întins o cursă. Cine, eu? Ție? Cu Șarapova m-ai făcut ca să nu fiu singur care o place. Păi vrei să fii singur? Singurul care o place. Adică, da, pentru început. Nu vreți să fiți mai mulți? După aia arunc prosopul. Păi să împărtășești și tu, mă. Să mă împărtășesc? Nu, mă, să împărtășești cu cineva. Crezi că să mă împărtășesc? Poți să te și împărtășești, nu? Abia stai că e săptămâna albă. Da. Începe așa. Da? Încep cu împătășitul. Da, exact. Auzi, dar cum e asta cu Șarapova care... Nu știu, Vali, acum și tu ești, adică, lasă omul în pace. Mă întâlnesc pe cu cine? Eu și zice de Șarapova și ne certăm. Exact. Ne luăm de la Șarapova. Exact. Ea nici a ieșit din circuit. Da, cred că era vorba de Zaharova, nu? Sau ceva. Măi, e atât de dulce Șarapova și atunci Zaharova... Zaharova e și mai dulce, fraiere, că e cu Zahar. Asta zic, probabil că de aici a confuzia de nume. Auzi, hai să te învăț, că văd că de multă vreme încerci să ții și tu un discurs și nu știi cum să faci. Da, te rog. Deci, mai, o luăm ușor. Te învăț. Tu știi, eu te învăț multe. Binișor. Fii atent.
Când o să te duci în Statele Unite, că de când vrei, sigur, știi că și Arapova e în SUA, adică... nu, ți-am zis asta așa, ca un stimulant. Ca o paranteză. Nu, dar tu te tot gândești că o fi în Rusia, săracul de tine. Nu, nu, nu. Să știi că e în Statele Unite. Așa. E, americanii, în construcția lor de public speaking, atunci când se adresează comunității foarte centrate pe valorile tradiționale ale familiei, au un construct de discurs care trebuie să sublinieze câteva elemente esențiale. Unul din punctele centrale a unui discurs public este să ai un story. Ai poveste, cum ar o veni. Poveste, da. Fii atent, povestea să fie a ta. Ah. Nu vii cu povestea altuia. Și zici că e a ta. Exact. Cum se mai întâmplă. Deci story-ul este esența discursului public american. Vii cu acest story și îl... îmbraci. Exact, îl îmbraci cu elemente care țin de acest filon tradițional de accesare a valorilor fundamentale ale societății americane. Familia. Faptul că ești provider, asta dacă ești bărbat. Sigur, dacă ești femeie, oricât ar fi de surprinzător, că nu, America e o societate deschisă, femeile își găsesc, nu-i așa, o carieră ușor și sunt respectate ca femei de carieră, dar atenție, valorile tradiționale americane plasează totuși familia ca element, femeia, ca element central al familiei. Ea are grijă de copii, da? De altfel, ai să vezi că multe femei în societatea americană... Ca și în România, într-un fel sau... Da, dar în România nu există public speaking, înțelegi? Adică... Dar și când o să apară... Da, exact. Deci dacă tu, Mariusică, vrei să impresionezi acest popor american, printre altele trebuie să punctezi. Vii cu un story... Story, familia... Familia, nu știu femeia. Ce. Și dacă vrei să punctezi, vorbește de ce se întâmplă în jurul mesei din bucătărie. Te-ai prins? Mhm. Uh-huh. Pentru că în bucătărie, acolo tu mănânci, acolo providerul pune mâncare pe masă. Păi nu era sufrageria Valii? Nu mă, că la ei nu știi că s-a spart... Asta și e deschisă, exact, da. Exact, și e masa din bucătărie. Ai înțeles? Așa e la americani. Da. Îți place? Foarte mult. Deci când putem te duci, să începem emisiunea? Da. Când te duci în America și vrei tu să le spui ceva american, începe așa. Eu sunt Marius Tucă de la Caracal. Din Caracal. Din Caracal. Și noi aveam o familie foarte fericită acolo în Caracal, unde m-am născut. De la. Da, mă. Ot Caracal. Ot. Și acolo, când ne stârneam în jurul mesei din bucătărie. Când ne stârneam, bă, nu mai rămânea farfurie pe farfurie. Adică exact. Da. Ai înțeles? Dacă ai început așa, i-ai rupe micuții. Da. Da? Mm-hmm. Crezi că glumesc? Nu. Știu că nu glumești. Deci, fii atent, ai urmărit discursul cu privire la starea Uniunii, nu? Da. Păi, da, era pe anabolizant, așa exact, părea. Exact, da. Mamă, da, fii atent, uite, dacă... Eu Biden votez de dacă nu mă crezi, uite da. Aici. Dați-mi 97, ce vă rog. Ia, ce-i ce? But I grew up in a home where trickle-down economics didn't put much on my dad's kitchen table. That's why I determined to turn things around so middle class does well. When they do well, the poor are way up and the wealthy still do very well. Ai înțeles? Deci vezi de unde pleacă? Păi la 80 de ani a descoperit că da, nu avea pe masă și americanii n-au da, nicei. Nu mă, dar de acolo pleacă. A. El, săracul, ai văzut, pe masa din bucătărie nu... Nu mă incita cu masa din bucătărie. Ce, vrei că... să mergi? Nu, dar la masa din bucătărie. Așa. Adică e un fetiș. Deci, da. De public speaking. De public speaking vorbim Valley. Senatoarea Britt, Katie Britt, care a dat răspunsul din partea republicanilor. Mm-hmm. Micuța aproape că nu s-a mai încurcat cu bucătăria, să spunem. A trecut direct la dining. Nu, e chiar în bucătărie. Ah. Deci de acolo spune discurs. Am înțeles. Bun, fii atent. Yeah. Deci ținte, da? Dați-mi și mie, vă rog. Mai lor? 98, ce vă rog? Yeah. Here now, Senator Katie Britt. Good evening, America. My name is Katie Britt, and I have the honor of serving the people of the great state of Alabama and the United States Senate. Lăsați poza. Uite-o. Dar chiar din bucătărie. Exact. Se vede, da, a făcut curat în bucătărie. Păi și ea spune, zice, da, eu sunt senatoare, e onoare, dar adevărata mea calitate, eu sunt mama, am doi copii. Înțelegi? Bucătărie, da, exact. Ce a zis și dânsul. Da, ce a zis și dânsul. Îți place? Ai învățat? Încep
încep să învăț, da. Nu se poate peste noapte. Da, Marius, dar ajungi într-o dilemă. Oi. Dacă vrei să-i copiezi pe ăștia... Pe americani. Da. Și nu ești prost făcut grămadă... Încearcă să... Bă, dar nu ești prost rău de tot! Nu mai încerca. Ai reușit. Știam eu că o să-ți dai seama până la urmă. Da. Mă, s-ar putea să-ți iasă ceva mai bine de atât. În bucătărie. Ceva mai bine de atât, uite. Dați-mi 96 ce vă rog. Fii atent. Da. My friends, when I was a child, growing up in Belgium, pe bune? My father often spoke about Europe just as if it was part of our family. Să mor tu. He kept saying, Europe is so precious. We have to take care of it because it's all we have. Yeah. He said that often at our kitchen table to me and my many siblings. I have 5 brothers and 1 sister. Auzi, mai știi că la tine în Caracal acolo sau la Caracal sau din că... Noi la masă. Când stăteai la masă, papaul tău nu-ți povestea de Europa? Adică, ba da, zicea, tata tot de unde zicea, băi, vezi, ai grijă când pleci de acasă, că lumea e proastă, mi-a zis. Da, zis nu ți-a zis, bă, ai grijă de Europa să nu se... Nu? Mi-a zis că nu, adică nu prea ieșeam în Europa. Pe bune? Nu? Când eram mai mici, nu, ieșeam și cum la masa din bucătărie nu spunea asta, bă, la țară, la Islas. Era Europa. Dunărea Europa care trecea prin Europa și venea și cu... coceanul de porumb în dinți, nu? Adică... Dinții sperietoarei. Da. E? Deci atâta puteați voi acolo la Caraca? Păi atât am putut și noi, Vali, nu vezi? Bine, mă. Auzi, și asta de ce vine să spună aia? Dar erau mulți în bucătărie, îți dai seama ce hărmăla era? Da, dar tu dai seama cum le povestea asta de Europa de mici? Da, da, da. Păi taică-s-o era de taxu, viță avea nobilă. Vreo 15 ani când s-a terminat războiul, numai de Europa nu-i ardea. Da, dar se gândea, Europa noastră, bă, iubirea și noastră. Și a transmis din... Din mamă în tată. Din mamă în tată și din tată în fică. Da? Și cum? Ea și-a ales o țară de proști ca să spună discursul ăsta? Dar ce țară ar fi putut avea? Nu știu, că presupun că nu România, nu? Doamne, ce? Ferește! L-a spus în România discursul? Ei! Nu cred. Zici? Cred că doar masa din bucătărie era, era din România, da. Cum era în Oltenia, cu scaunele mici cu 3 picioare. Da. Ai văzut? Scobite, exact. Ca să stea așezut. Urât vorbești cu 3 picioare. Nu, așa erau scaunele. Ai vrut să-i dai o conotație? Masă rotundă, niciun caz. Nu mă gândesc la prostii, că e de vreme. După 10, când avem timp. Bă, faci ca purtătorul de cuvânt la Departamentul de Stat, când îi zice ăla, bă, dar voi v-ați lăsat tot aliații în rahat. Și el zice, nu, ăștia de acum nu. Așa și tu. Lasă, o să vedeți imediat, dragi oameni, că puteți să fiți liniștiți, sunteți apărați. Da, e NATO durere. Lucrează pentru voi. Auzi, mă, Marius. Ia zi, Vali. Am înțeles că băieții ăștia de-au invitat-o pe micuță, sunt de la tine din țară ceva, nu? Local, da, de aici. Bă, tu realizezi, și voi realizezi, adică nici nu știu ce, dacă să vă întreb pe voi, român, dacă realizați, pentru că înțeleg că voi iubiți pe Rareș Bogdan, pe asta, nu? Pe ăla, pe Siegfried Mureșan, nu? Vă apără ăștia interesele. Da. Că înțeleg că votați cu ei la... Sunteți fierți pe Rareș Bogdan și pe Siegfried Mureșan, nu? Pentru Parlamentul European. Exact. Ăștia cu în jurul... mesei din bucătărie, vorbeam de Europa de mici. Și voi de atunci v-ați îmbogățit, mâncați mult mai bine, mergem cu ceasul ăla, nu? Nu-l arăt pe al meu să nu se vadă. Nu te arunca. Așa. Că se văd butonii, nu de altceva. Prin piață, ca să luăm verdeață și la masa de bucătărie, hopa, sare ceaunul cu mămăligă. Pe la valiera domnului Rareș Bogdan. Auzi, în ce formă ești, Vali? Nu sunt în nicio formă. Acum încerc să mă... Să intri, exact. Să capeți. Să mă articulez și eu. Auzi, au făcut povestea asta cu, așa zisul, Partid Popular European la București. Da. Au bătut toba. Mamă, ce a fost aici? Ziceai că dansează indienii Kiwa. Hua. Bun, ok. Și după aia a venit băiatul ăla din Austria și ne-a spus că ce? Că ce ne-a spus? Nine o'clock. Deci, dragi români, noi suntem la momentul ăsta pe câteva miliarde pierdere în fiecare an, pentru că niște băieți își bat joc de noi în Uniunea Europeană. În timp ce voi îi trimiteți în sistem pe deal de Rareș Bogdan, deal de Siegfried Mureșan și vedeți pe cine mai aveți pe la Partidul Național Liberal, ăștia care i-au adus aici
pe toți copiii ăștia care își bat joc de România. Că ei își bat joc de România, n-ar fi nici măcar strigător la cer, Marius. Cumva ne merităm soarta. Tu zici de-ai noștri. Da. A. Nu, eu zic de aia de afară, aia care vin să-și bată joc de noi. Și spuneam că asta e relativ ok. Asta e, da. Dar spune-mi tu, Marius, cum îți explici asta? Dați-mi, vă rog, 760A. Ce bine stăm cu timpul, da? Uh-huh. Deci, ăsta este Facebook-ul unui băiat care nu că nu a învățat public speaking în Statele Unite. Tu l-ai auzit pe ăla vorbind? Ăla din Statele Unite? Nu, mă, ăsta cu Facebook-ul ăsta, de-l vezi acolo. Doamne ferește! Tu l-ai auzit vorbind? Am încercat. Tu realizezi că acest om este oferit României ca viitorul președinte al acestei țări? Da, din fericire. Deci, spune și mie, securitatea... Vali, dar te-am rugat... Securitatea noastră a tuturor presupune că trebuie să ne protejăm de virusul COVID-19. De exemplu. De exemplu. Sau de ruși. Ruși. Care vin... Ruși! Ruși! Da. Ruși! Încet că se filmează și lângă. Deci, dragul meu, iată ce spune domnul Nicolae Ionel Ciucă... În noaptea în care am fost în Schengen. Da, că noaptea am fost. Da, da. Pe Facebook, atenție, o victorie pentru România la Congresul Partidului Popular European, ce a făcut, mă? Manifestul electoral al Partidului Popular European, care cere aderarea cât mai curând posibil la România la spațiul Schengen, a fost adoptat în unanimitate. Austria nu a mai votat împotrivă. De la București, astăzi s-a auzit clar și răspictat treaba Europa, România trebuie să intre cu drepturi de plin în spațiul Schengen. Pot să înțeleg că domnul Nehammer își bate joc de noi. În definitiv, Partidul Național Liberal, dragii mei, are două scopuri mari și late în aceste alegeri. Voi să-i votați. Și anume ce? Eventual să-i găsească un job lui Iohannis, fundamental, în detrimentul României, de-aia nu au negociat nimic, nu au pus presiune pe nimeni, nu au făcut niciun demers ca această țară să nu mai fie umilită și ținută la porțile Europei, neavând, bineînțeles, acces în spațiul Schengen. Și pentru că Iohannis merită tot ce e mai bun. Da. În detrimentul acestei țări, da. Și eu sunt de acord. Dar asta, dragii mei, este o minciună împuțită. O spune cine? Președintele Senatului. Sfruntată. S-ar putea, Marius, să vii să-l aperi și să spui, bă, nu-i minciună. Da, nu-i minciună. Poate el așa știe. N-am cum, că am vorbit... El mai ții minte în decembrie 2022, când Bode a spus că intrăm în Schengen? Da. Și a ieșit, ți-am dat audio, l-am și acum, ne-ai pierdem vremea. Și a ieșit și a spus că au zis austriecii că, mai ții minte faza? Da, da, țin minte. Că au zis austriecii, au venit la București și au zis da, să intre România și pe urmă s-au răzgândit. Mai ții minte? Perfect. Mai ții minte? Mi-aduc aminte perfect. Acum ce spune? Exact același lucru pe Facebook. Da. Și anume ce? Austria nu a mai votat împotrivă. Împotriva ce? Nicolae Ionel Ciucă să voteze Austria împotrivă. Împotriva ce? Împotriva prostiei? Împotriva ta, Ciucă? Micuțule, ce spui tu aici e o minciună ordinară. Sau mai o variantă. O prostie ordinară. Exact. Dar de ce a făcut asta? Că tot n-am înțeles. Păi, Marius, hai să le arătăm românilor exact despre ce este vorba, da? Da. Deci, încă o dată, dragi, mai dați-mi o dată ca românii să fotografieze bine. 760-a. Deci, ce spunem aici? Austria nu a mai votat împotrivă, victorie pentru România. Da? Uh-huh. Că ce? Manifestul electoral cere aderarea cât mai curând posibil a României la spațiul Schengen, da? Unanimitate, nu știu ce. Pe bune? Ok. Atunci, hai să ne uităm ce scrie în manifest. Ca să vedem... Adevăratul... Ca să vedem cum e cu Austria și ce scrie acolo. Și cum s-a abținut, de fapt. Marius, nici nu mai comentăm. Da, da. Corect. Mergem pe varianta lui Ciucă. Exact. Da? Bun. Dați-mi, vă rog, 761-a. Ăsta, Marius, e manifestul Partidului Popular European care spune Ciucă ne-a băgat în Schengen. Cât mai curând pot... Da, nu zic nimic. Marius? Mm-hmm. Deci,
Și ci că n-au mai blocat austriecii asta. Păi să vedem ce n-au mai blocat. Zice, avem nevoie de admiterea deplină în Schengen pentru Bulgaria și România, eliminând nu doar controlele aeriene și maritime, ci și controlele la frontierele terestre. Vezi, ți-am pus în roșu ce ai vrut tu. Cât mai curând posibil, da? Și zice după aia, trebuie să reparăm spațiul Schengen disfuncțional în prezent, în special prin consolidarea în continuare a protecției frontierelor externe a României și prin prevenirea migrației legale către Europa pentru a realiza un spațiu Schengen sigur și finalizat, fără controlele frontierelor interne. Bla, 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 bla. Deci ce spune documentul? De care Ciucă ne zice că este o victorie în sensul că ne bagă în Schengen. Ce spune el? Documentul. Zice odată așa, bă, România și Bulgaria să intre cât mai curând în Schengen. Posibil. Cât mai curând? Și asta posibil. Posibil e. Da, da, da. Cât mai curând posibil. Dar, imediat, fraza următoare zice, trebuie să reparăm spațiul Schengen disfuncțional în prezent. Hei! Mă auzi? Da. Să reparăm spațiul Schengen. Păi eu am să-ți arăt acum ceva și tu să-mi spui ce dacă e reparat. Nu, și tu să-mi spui de ce ar fi trebuit Austria să voteze împotriva acestei mizerii la adresa României. Da? Da, Marius? Te duc într-o poziție austriacă din decembrie 2022, atunci când a spus nu ăla groaznic. La Jai. La Jai. Exact. Mergem acolo, români. Pe poziția aia, clar, tranșant, Austriei, n-aveți ce căuta în Schengen din 2022. Și comparăm discursul din acest manifest, 2024 București, de care zice Ciucă, mamă, ce buni suntem. Austria nu l-a mai blocat. Victorie, da. Și ne uităm la poziția de atunci, exprimată oficial de Austria. Da, Marius? Dați-mi, vă rog, 762. Ca românii să înțeleagă ce înseamnă să intre România și Bulgaria cât mai curând posibil și să reparăm Schengen-ul în același timp. Deci micuțul ăsta e ministru de interne al Austriei, reprezentantul țării în Jai, corect? Da. Omul Nehammer, cancelarul. Noi pe 8 decembrie 2022 am fost respinși de austrieci. Este momentul de început al dezastrului nostru în raport cu Schengen. Ce spune Karner, ministrul de externe? Sistemul nu funcționează. Zice? Zice asta și manifestul? Da. Bun. Aceasta înseamnă că mai întâi trebuie să îmbunătățim semnificativ sistemul în acest moment. Prin urmare, sunt în favoarea amânării votului. Care vot? Votul cu privire la acceptarea României și Bulgariei Schengen. Și fii atent ce zice. Și a includerii acestor țări în consecință. Deci nu spune suntem împotriva aderării la Schengen a României și Bulgariei. Zice suntem să le includem. Dar le includem întâi să reparăm în consecință, adică ce? După ce reparăm. Exact, exact. Deci ce era aici de respins? Că manifestul Partidului Popular European conține exact poziția Austriei cea mai neagră la adresa României. Ce era aici de respins? Asta e victoria lui Ciucă, români? Da. Această minciună împuțită pe care vă livrează acest personaj, profund analfabet, nu e în stare să lege două cuvinte. Poftim? Limbajul, dacă se poate mai... Adică da. Profund. Acest personaj profund analfabet în domeniul promovării intereselor naționale ale României. Vede, e altceva. E altceva. Adică deja... l-am salvat. Da. Adică e mult mai bine acum. Exact, cum a zis ăla, Karner. Exact. Adică includerea acestor țări în consecință. Exact. Adică sistemul e stricat, intrați voi când o zbura porcul. Când s-o repara. Dar români, asta nu e tot. Pentru că băieții ăștia au făcut un aranjament cu Austria ca să intrăm întâi în Schengen, Marius, când? Maritim. Maritim. Și ai... Așa. Și hai să le mai arătăm odată românilor ce au făcut ei. Neamul lui Ciucă și ai lui. Făcând acest aranjament cu Austria și dând practic în mâna Austriei un instrument pe care Austria nu l-avea până acum. Austria putea să ne blocheze la nesfârșit pentru că îi permite tratatul. E o opțiune politică a fiecărei țări membre de a se pronunța cu privire la, nu, platforma politică pe care o țară este sau nu acceptată în Schengen. E dreptul lor. Numai că noi am dat în mână un instrument de parcă n-aveau destule. Da? Și hai să le arătăm la români, ca să știe.
Dați-mi, vă rog, 618-a. Și te rog, Marius, să te uiți. Este decizia Jaiului, vezi, din 30 decembrie 2023, când ne-am înțeles noi cu austrieci. Exact. Și te rog să te uiți, dragul meu, scumpul meu, aici unde zice calea de urmat jos, da? Zice așa, ăsta e din documentul oficial. Angajamentul de a discuta în 2024 o dată pentru o posibilă eliminare a controalelor la frontierele terestre, depinzând de asemenea de punerea în aplicare cu succes a tuturor măsurilor și angajamentelor complementare, punctele 1-5, așa, care să conducă la o îmbunătățire semnificativă a situației imigrației în Austria. Superb! Superb! Dar ce îți arată ție acest punct? Dacă până acum discutam în general că ce vrei tu despre acum ce vrei avem tu. Câteva puncte pe care trebuie să... Da, avem câteva puncte. Dar el îți spune aici ce? De ce are el nevoie, ca să spună da României, are nevoie de o îmbunătățire semnificativă a situației migrației în Austria. Păi situația migrației în Austria nu era un element punctual în funcție de care se analizeze aderarea României la spațiu Schengen. Din momentul ăsta, aderarea noastră la spațiu Schengen, ca proces, este acceptată de autoritățile statului român ca depinzând direct de bunul plac al Austriei. Austria își va face o evaluare dacă situația migrației în Austria e corespunzătoare din punct de vedere al autorităților. Adică de la am pus azir față de ce era cu Jai, acum trebuie să îndeplinim condițiile care... Condiții trebuie să ni se spună de către austrieci, exact, dacă le-am la definit bunul sau nu. Plac al Austriei. Și am dat cu bățul. Români, vi s-a spus că veți intra în Schengen anul ăsta. Căutați-mă prin toamnă. Te caut eu. Caută-mă. Te caut eu, da. Caută-mă. Să stai lângă aparat, asta era ideea. Stau lângă aparat. Deci, asta s-a întâmplat. Sigur, noi am putea discuta acum și de frații liberalilor. Jderi. Și de frații jderi. Dar asta s-a întâmplat pe mâna liberalilor la București. Da, și pe mâna lui Ciucă, era prim-ministru. Și pe mâna lui Ciucă. Lasă-l pe prim-ministru. Acum e președintele Partidului Național PP, Liberal. Corect, da, corect. Da. Și e mână în mână în această strânsură de acte antiromânești, doar pentru că ce? Pentru că, sigur, am putea vedea, dragă Marius, o reacție cât de cât. Nu neapărat să ne jurăm cu austrieci. Dar există procedee și leviere pe care le poți folosi în sistem? Nu. N-ai văzut așa ceva. Păi nu, pentru că trebuie să vină Iohannis. Pentru că trebuie să vină Iohannis. Asta v-ați ales. Un băiat care n-a nicio treabă cu România, care poate să calce în picioare interesul României la nesfârșit, doar pentru că această Românie este doar o trambulină pentru el. Iar această adunătură de Siegfried Mureșan și de Rareș Bogdan, pe care tot voi cu Lavalieră și cu Batistă și cu Cea Scump și cu Verdeață din Piață, la Paporniță, i-ați trimis Cică în Europa să vă reprezinte, vă propun acum o lecție a umilinței pe care nu o veți înțelege niciodată suficient. Ca să-i mai trimit odată, bănuiesc, da. Și probabil îi veți mai trimit odată. Vă urez mult succes în continuare, dragii mei români. Corect. Țineți-o așa. Tot așa, tot că așa. E vorba despre tot așa. Tot așa. Da, te întreb și eu o singură chestie, Vali. După aia trecem mai departe, cum se spune. Măi, de ce trebuia să pună Ciucă chestia aia pe Facebook? Pe Facebook. Da. Ca să vezi, Marius. Ca să vezi nimicnicia acestor ipochimeni. Păi, ca să vezi cât de jos. Cum, de ce? Nu trebuie să-i faci dulapului cărare. A. Nu trebuie să... A. Să-i zică, păi uite, cum? Ți-am făcut dulapul lui, te refer la mobila. Dulap. Da, mobila stil. Mobila stil. Sigur că da. Da, uite că nu m-am gândit. Asta e răspunsul. Rău. Să uite, domnule, ce am făcut, e tot păi, unanimitate. Nu trebuie să... Păi da, mai ales că nu era unanimitate, că totuși când aia se abțin, nu prea e unanimitate, păi nu? Care unanimitate? Că aia nu fac parte din unanimitate. La aia, cine voi aveau să se abțină sau să voteze? Da, e normal. Textul. Nu mai conta, dar vorba ta, corect. Nu, tu crezi că textul nu s-a făcut cu acea contribuție a austriecilor? Da, cu atât mai mult puteau să nu se abțină că tot ce aia. Ce caută povestea cu sistemul stricat în manifestul Partidului Popular European? Cu atât mai mult cu cât puteau să nu se abțină că tot aia era. Adică Marius, nicăieri în cancelariile europene
la acest moment nu există sintagma Schengen nu e stricat. Da, facem reforme, nu funcționează el cu bine, nu știu ce, dar tipul ăsta de sintagma agresivă o folosesc doar austriecii. Austriecii care, atenție, vor avea alegere acum în toamnă, pe undeva prin septembrie ceva, ei luptându-se, mă refer la partidul lui Nehammer, cu extremă dreaptă foarte agresivă. Dacă vine aia... Fii atent, ei sunt cumva pe locul 3 în preferințele electoratului la ora actuală. Să presupunem însă vine Dumnezeu și ajută să câștige alegerile. Marius, tot aia. Dar tu chiar îi crezi pe ăștia tâmpiți? Adică ce vor face ei după aia? Imediat după ce câștigă alegerile, să duc în fața poporului austriac și spun, și acum ridicăm, băi, austriecilor, povestea cu nu primim sărăntocii de la București în sistemul Schengen era doar ca să vă păcălim, să vă luăm fața ca să ne votați. Adică cineva își imaginează la București că ăștia fac politică de 2 lei cum se face aici pe malul Dâmboviței? Nu! Ăia după ce vor câștiga alegerile, nu le vor câștiga. Dacă, da, dar, presupunem prin absurd că le vor câștiga, vor rămâne așa încă mult și bine. Iar dacă vine aia care sunt și mai la dreapta, la dreapta. Povestea e închisă. Rămânem la dreapta. Iar din momentul în care le-ai dat hârtia în mână că depinzi de ei, nici măcar Europa nu te mai poate sprijini. E adevărat. Mai e o chestie. Nu s-a aștepta Ciucă, apropo de succes, de victorie, noroc, sănătate, ca Nehammer să vină a doua zi să spună pe față, la revedere, nu s-au așteptat. O crezi că ăla vine, ține un discurs dintre ăsta... Cu bucătăria. De, da, de bucătărie, când erau ei, că și Ursula, cu poneiul, da. Ei au crezut că vine Nehammer și zice, bă, eu când eram mic, taică-mi eu ne invita la masă pe mine și pe Schwarzenegger, că eram mic și el. Austriac, da. Așa, și în jurul mesei bucătăriei jucam leapșa. Știi? Și mi se părea aveam că... Aveam și un român pe acolo. Da, și ne părea că jucând leapșa așa, parcă eram ca acum la Consiliul European, știi, cu Uniunea Europeană. Unul era leapșa, altul fugea. Perfect. Poftim? Perfect. Dom'le, am înțeles că în Moldova în continuare e probleme, nu? Deci, măi Marius, vreau să spun următorul lucru, apropo de Moldova. Da. Știi că m-am tot gândit, poate ar trebui cumva să le spunem românilor niște lucruri. Cu spionii. Poate să învățăm. Cu spionii. Știi că tu la un moment dat m-ai întrebat, când ne-am întâlnit ultima oară, m-ai întrebat ceva de genul, bă, dar de ce nu putem noi să ne unim cu Moldova? Da. Și tu ai zis că ești împotrivă, dar nu spui de ce. Mă, uite, poate s-ar putea să mă răzgândesc să-ți dau un hint azi. Ia. Yeah. Dar pentru ei va fi greu. Să dă greu? Păi da, atunci lasă oamenii români în pace. Da, pentru români va fi greu. Lasă oamenii în pace. Pentru că... Știi cum e? Nu e bine să afli lucruri. Nu, mai bine știi cum tu e. Tu nu te simți bine așa? Bă, da, ce stai bine. Stai toată ziua, te gândești la șarapă? Te rog. Stai pe mici de tenis? Toată pe ziua burtă. Și mai ales noaptea. Hai că să fiu sincer păi cu ce, tine. Ce mă, noaptea nu face parte din zi? Din ziua respectivă, da. Cum ar veni, da. Noapte și zi atunci. Exact. Zi și noapte. Hai exact. Că nu, mai lasă-i un pic. Stai așa și... Hai, poate spre final să vedem. Se mai uită Putin din când în când la tine. Poate spre final să vedem. Ce ai zis, mă, de șarapă? Poate spre okay. final. Da. Marius, vreau să-ți aduc aminte. Că tu uiți repede. Cu sereiul, că e prea... Noi, aici, la această masă, am fost primii care am spus, primii. Da. N-am mai spus nimeni. Da, singurii. Singurii care am spus că sufrageria lui Oprea se moldovenizează. Corect. Așa e. Se confirmă, nu? Da. Masiv. Mm-hmm. Și, ca să nu începem pe uscat, hai să le aducem aminte românilor. De ce? SRI nu se reinventează. Măi, încetă să filmează alături. Deci aici filmăm tot timpul. Alături? Alături de drum, da. Adică, tu, nu. Da, adică și lângă, de, mai un... Cum mă, tot mai un studio, la cât începe Ana lângă da? Să... A, la 9 e timp, zi, bagă. Acum, te rog. Da, nu. Stai să înceapă. Dă discursul mai bine tare. Ai spus că ce faci început? Cu apa aia, măi, nebunic, în fasete? Încerc să le iau fața la securiști. Cu apa aia. Păi da, se uite, poate fi apă sau poate fi deget. Exact. Deci, Marius, hai să începem încă o dată, că poate vor fi niște băieți pe la SRI care și tot au probabil autointerogații din astea existențiale. Ce are ăsta cu noi? Da? Păi hai să vedem încă o dată. 318BB. Da. E, până să... Vezi că tocmai aici puțin. S-a gripat? Da, s-a stricat. S-a stricat micuța jucărie? Eu cred că s-a stricat definitiv.
S-a stricat definitiv. Da, mă rog, noi putem da pe audio. Imediat, stai o secundă. A, uite, apropo de asta, că mi-a trimis Ana. Ce? O să găsesc imediat. Păi, apropo de Moldova, nu, spun imediat. Ce? Da. Solicitarea noastră în CSAT a fost ca în cel mai scurt timp să se constituie acest grup de lucru, Ministerul Afacerilor Externe, cu SIE, cu SRI, cu administrația prezidențială, și această strategie trebuie super. Să se adreseze tuturor temelor care sunt relevante în relația dintre România și Republica Moldova. Băi, securiștilor care vă uitați voi acum, securiștilor de la SRI, ce treabă aveți voi cu toate domeniile relației dintre România și Moldova, nu băieți? Că așa am înțeles că ați luat ordin de la Iohannis, să vă ocupați de toate domeniile. Voi, cu alți securiști de la SIE, ăia cel puțin au atribuții pe afară. Da. Dar voi ce atribuții aveți pe afară SRI-știlor? Corect, dar asta a fost o scăpare valii? Da. A. Nu, asta au făcut. Păi nu, ăla... e clar exact. Că asta au făcut, că și se vede acum sufragerie. Ți se pare mintos? Nu știu ce înseamnă... Nu știi termenul? Mintos, adică... Da, bucătărie știi ce mentosan, înseamnă? De la bucătărie știi ce înseamnă? Bucătărie, da. E, atunci mentosan. Știi ce înseamnă și mintos. Ok. Deci, încă o dată, băieți de la SRI, cu ce vă ocupați voi pe relația cu Moldova, micuților? Că eu o să vă arăt... Da, că e serviciu român. Eu o să vă arătați cu ce vă ocupați. Ah. Da. Nu mă așteptam. Mm. Și micuților de la SRI, de ce n-aveți voi un conducător civil? Vă spun eu de ce. Ca să vă puteți ocupa de ceea ce vă ocupați. Da? Corect. Ca să puteți face treaba așa cum știți voi. Să nu se ocupe de noi, să ne mai taie ceva, da. Vali, te rog eu. Deci, tu acum, după ce ți-a ciopârțit emisiunea, ce vrei să-ți mai taie? Să nu mai taie din dânsa. Ce să-ți mai taie? Să nu taie din dânsa. Deci, gândește-te la Șarapova că oricum e un vis. Ce crezi că mai faci? Da, ai dreptate. Să rămân cu visul Șarapova exact. Și atât. Deci, hai să vedem. 28 ce vă rog, securiștilor? Nu avem încă director la Serviciul Român de Informații. Spuneați că îl numiți până la sfârșitul anului trecut și cât de mult ne afectează acest lucru tocmai într-un an atât de complicat. Uite la fața lui. Mulțumesc. Ca să încep cu ultima parte. SRI este condus de prim adjunctul generalul Ionescu și cred că el conduce SRI-ul foarte bine. Întreaga conducere militară este în funcție. SRI nu are director civil. Dar evaluarea mea, și am făcut câteva evaluări, este că SRI-ul funcționează impecabil. Deci, din acest punct de vedere, nu trebuie nimeni să-și facă probleme. Nimeni nu-și face probleme. Nimeni. Deci, ați înțeles, români? De ce nu avem director civil? Nu avem director civil ca să meargă bine ce vă arăt eu acum. De-aia. Și asta, ghiși ce? Așa cum ne-a învățat domnul președinte, are legătură cu SRI. Fiindcă SRI se ocupă de tot ce este Moldova. A spus-o Iohannis, nu eu. Da? Bun. Și acum, mai nou, venind în zilele noastre, cum reprezentanții se spune? Partidului Popular European la București să se întâlnească cu domnul Ciucă. Eu voi fi mai vezi că s-a defectat camera. Eu voi fi președintele României. Cam așa veți fi reprezentați. Uh-huh. Uh-huh. Mișto. Sigur, eu n-am să-ți dau acum. Am aici, dar nu vreau. Ce? Că ia prea mult timp. S-a dus la Prilipceanu, fratele tău. Și Prilipceanu n-a înțeles. Săracul. Că l-a întrebat, bă, veți avea candidat unic la... Primăria prezidențială. A, la prezidențială. A. Ok. Și ăsta acum... Vali. Da. Noi, zice, noi... Dom'le, cum? Noi suntem cu liberalii, cu asta, mm-hmm. suntem adevărați. Bine, să-ți adevărat. Și? Și ideea este că noi votăm un liberal. A. Zice, adică nu veți avea un candidat unic. Unic, nu? Prelipceanu, știi ce nu înțelegea micuțul? Știi ce nu înțelegea? Ce? Acum nu știu dacă e din cauza că e Digi24 și ăștia acum aia cu... Stau prost. Ce? Mai acum, mă. Tu nu știi că mai acum avea o curea să-l poți pe umăr? Da, cum să nu? Aici aveai poze. Și tu, nu?
Maiac aveau alții în aer, eram tot. Tu n-aveai, mă? Nu, mă uitam la Maiac, 203 și aveau unii și 205. Și n-aveai temp 6 acasă? Și avea Caștan. Caștanul era ești deja Maiacul, da. E, și dar asta... Maiacul nu era rusesc? Bravo, Mariusică. Păi... Bă, tu acolo la masa ta din bucătărie. Păi, da, ce n-ai zis? Ai uitat ce aveai pe masă? Eu trebuie să mă deconspir. Am fost de vreo două ori în Rusia și mi-a adus un castofon de ăla. Și căciulă de aia de iarnă. De Astrahan, de ca lui Ceaușescu. De ți-a căzut pe ochi. Nu, nu de aia, nu de aia. Da, ai ieșit din... Când ai ieșit din tanchetă, măi. Ai imagine simbolică. Icon. Că facem paranteză din paranteză, știi? Da. Când a fost demonstrația aia în piață... 21 decembrie? Nu, nu, nu. Ah. După aia, când au făcut... 22-ul? Nu mă ascultă. Când după ce s-a răsturnat Cică, regimul, s-a răsturnat așa, au făcut ăștia liberalii cu țărăniști o demonstrație mare în Piața Victoriei. Au, știu pe aia, dar aia, cum să nu? Așa. Români, ascultați aici. Vă spun un story. Voi exact, adunați-vă în jurul mesei din bucătărie. Din bucătărie, corect. Să vă spună el bătrân un story. Și au venit băieții, oamenii muncii. Și le-au distrus mitingul. A, da, 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 au venit contra... Așa. Și notează-ți asta pe manșetă, că erai micuț. Nu eram micuț, eram pe ziarist, Coposul, reporter. Pe Coposul l-a scos armata de acolo. Da, da, știu, mi-aduc aminte. Că ăștia l-au omorau. Nu știu dacă era un stare. Mare. Poate așa, în buzeală, da. Și ghișe, l-au dus până la sediu cu tabu, da, ca pe Ceaușescu. Mi-aduc aminte, exact, da. Ca pe imagine, Ceaușescu. Da, la o lună distanță. Exact. Ca pe Ceaușescu. Și când a ieșit din tab, știi ce-i strigau oamenii? Era, cred că 12 ianuarie. Da. Știi ce-i strigau oamenii? Mii de piepturi muncitorești. Ceva cu ruși. Da. Nu, nu mai știu. Coposul nu uita, asta nu e țara. Ah, da, da, corect. Da, da. Super. Ce-ai zis? Ce-ați spus, dragii mei? Vali, hai că să nu... Nu mă lași, mă, să spun și eu un story. Hai, te rog, iartă-mă. S-au adunat oamenii... Da, da, dar în bucătărie... Care e problema ta? Au dat drumul la... Se vede că voi nu prea aveați masă în bucătărie. Popcorn, aveam masă rotundă, picioare mici, cu scaune cu picioare, trei picioare, picioare scaune mici, cu picioare și rotund cezute. Exact. Ca să ajungi la mămăligă. Da. Români. Și așadar. Unde eram? Știi că am sorit într-o paranteză. Da, da, într-o paranteză. Nu mai știu din ce paranteză am plecat. Da, nici eu nu mai știu că asta mă... Jim. Stai. Lasă, mergem la issues. Deci, vorbeam de securiști. De securiști, clar, dar cum am ajuns noi la... Nu te mai gândi. Oamenii sunt în jurul mesei din bucătărie, nu-i interesează chestia. Așa. Așa. Și... Hai, mă, chiar așa. Da. Jur, dă-mi banda înapoi. Ana, dă-mi ce ziceam, bani? Ce ziceam? Cum am ajuns la asta? Dă înapoi, că râde Mihăiță de râde noi. De lumea de noi. Râde Mihăiță de noi. Cum am ajuns la... Ascultă-mă, așa, că știu. A, știi? Da. Iartă-mă pe mine. Deci, Marius. Vin micuții cu Partidul Popular European așa la București. Da? A, de aici, da. Da? Și băiatul ăla care am discutat noi aici, da? Georgica Simion, da, fratele tău. Da. Face un meeting. Face acolo, un meeting. Da. Vreo 27 de inși erau. Face un meeting. Sigur, ei nu prea știu săracii pe ce lume trăiesc. Eu le-am spus, dar ei nu se uită la noi. E alte... Da, alte cauze. Așa. Bun. Și am să-ți arăt, fiți atenți, români, cum se lucrează la securitate. Deci, ce ai făcut, mă? Ai făcut un meeting împotriva ăstora? Împotriva PP. Bine, da, erau la 2 km, exact, că nu i-a lăsat. La cum poate, să-i acolo, cum la, să-i lase? La Romexpo, da. Pe ce lume ești? Corect, da, iartă-mă. Pe ce te rog lume să mă ierți ești pentru inabilitatea de a... Erau departe, departe, cum se spune. Paranteză, ține minte. Acum țin minte că era cu Tehreș și Tehreș și erau ei doi s-a dus, și s-agitau acolo. Atent, s-a dus Tony Blair. Așa. La o librărie, bibliotecă din asta pe care o... Library, cum să spun. Exact. Da. O bibliotecă pe care o ființase ăsta, George W. Bush, fratele tău. Mersi.
Și a făcut el după aia un fel de conferință de presă acolo să le spună la oameni de ce America mare, puternică. Știi? America e puternică. Zice, bă, dar ce crezi că e puternică fiindcă are economie, că are armată? Că nu. Zice, bă, e democrația. Deci ideea asta că oamenii sunt liberi. Asta face America puternică. Și zice, asta e și la noi. Zice, când mă duc la Downing Street 10, unde e sediu, nu? Primului ministru al Marii Britanii. Și văd pe ea că acolo sunt tot timpul niște oameni la Downing Street 10. Unii care protestează pentru exact. Orice. Și au un gărduleț acolo. Nu-i duce undeva pe malul Tamisei. Înțelegi? La roată. La Westminster Abbey. Da. Nu, sunt chiar acolo. Ăsta trece 10 prin... metri. Exact, trece printre ei. Și spune Tony Blair. Băi, și trec eu așa, printre ei. Băi, nu vreți să știți ce mi-aruncă ăștia, ce-mi spun, ce ocări. Da, corect. Dar eu trecând așa printre ei, în timp ce sunt acoperit de înjurături și de măscări și de toate... Prin minte, îmi trece, nu și arapă, v-am te gândit la prostii, da? Așa. Prin minte, trec următoarele cuvinte. Thank God they can. Mulțumesc lui Dumnezeu că pot să facă asta. Și voi, în țara lui Iohannis, unde SRI-ul e perfect pentru că n-are conducere civilă, bă, voi nu puteți să vă apropiați la un kilometru, mă. Nu puteți vedea în geam. De gardurile securității. Că poate voi aveți impresia că erau jandarmi. Da, erau jandarmi. Dar cine crezi că i-a învățat unde să pună gardul? Cine? Tony... Măsuța din bucătărie? Măsuța din bucătărie, da. E, și ghiși tu ce, dragă Marius? Știi tu cine a vrut să vină să se alăture derbedeilor de la... E, aici e, chiar e sfârșitul lumii. Știi tu cine a vrut să vină? Oamenii lui Șor. Oamenii lui Șor? Mai țineți minte, român, că ne-am ocupat aici de micuțul Șor, cum a fost el interzis în Moldova lui Maia Sandu. Dar cum... trebuia să vină cu auto, cu microbuzele. Păi stai că vezi acum. Da, păi aia e declarația genială. Stai că da. vezi acum. Nu știi nimic. Da, dar era breaking news. Nu știi nimic. A apărut milițianul din Chișinău și a zis, mi-am prins, i-am stâmpit, a zis. Da, dar stai să vezi cum s-a întâmplat, Marius. Mm-hmm. Fiți atenți, români, ca să înțelegeți mai bine. Cu cine o să votați voi în acest an? În niciun caz cu extremiștii. Nu-i lăsați pe extremiști. Nu. Pentru asta avem garduri. Să-i ținem departe pe extremiști. Corect. Total de acord. E. Auzi, Marius, nu vrei să-l cunoști? Poate vrei să faci cunoștință. Cu milițianul? Da, 757A, vă rog. Ia uite-l. Aha. Fratele tău. Aha, eu l-am văzut și live cum ar veni. Da, uite, ți l-am luat de la televiziunea ta preferată, care a făcut interviu cu el. Ca să-ți explice, da? Ești mulțumit? Da. Asta poate te întâlnești căl pe stradă și nu știi cum să pognești din călcâie. Zici, să trăiți, domnul... Am înțeles, da? Uite bine la el. Auzi, crezi că e din cauza că SRI se ocupă de Moldova sau nu e cred. Din alte motive? Nu cred, din motive... Adevărate. Adevărate, da. Care... Bun, dar să știi că nu e singur pe lume. Da. Nu? Nu e singur pe lume. Eu sunt convins că tu vrei să-l cunoști și pe celălalt cap. Al da. Hidrei. Nu al hidrei, mă, că se lucrează la două capete aici, nu poți să faci corect. Singur cap. În partea cealaltă. Dați-mi 758 ca să vedem și noi cum stăm, da? 758, da. Ia. Îi vezi pe aia doi? Îi cunoști cumva? Pe un băiat de acolo? Unul care a stat în spatele mașinii când nu știu ce accident a făcut seristul? Da, mi-am să aminte. De fapt, se pe pistul. Am dezbătut. Da, și ai mai auzit ceva de treaba? S-a închis că n-a fost martori. N-a fost volanul prezent. Era linia continuă și n-a mai... Și, dar vezi că aici spun niște lucruri. Că chestorul Benone Matei, care a participat împreună cu Lucian Bode la compromatul împotriva Emiliei Șercan. Oh, deci ăsta e șeful miliției la români? Am înțeles. Spune că nu știe nimic despre presiunile făcute asupra polițiștilor ca să intervină ilegal împotriva manifestanților. Cum are antecedente din astea? Sigur, de zvonuri, nu e adevărat așa ceva. Nu? Dar uite și că ăștia, sindicaliștii ăștia... De la Europol. Și cu ei? Ce fac ei aici? Chestorul au dezvăluit. Ce au făcut? Ăsta pe care l-a făcut Iohannis general ceva, l-a ridicat în nu știu ce general l-a făcut. Nu m-au auzit de dânsul, să știi. Păi n-ai auzit că nu ești... Nu sunt n-ai mai acu suficient.
Da? Ce zice? Asupra polițiștilor jandarmilor s-au făcut presiuni pentru a folosi orice metodă ca să intimideze fermierii și transportatorii care protestează. Cum eu am înțeles că aici era, nu era nicio presiune? Nu. I-au mângâiat pe creșteți și le-au dat drumul cu seniuța. Exact. Da? Șefii din poliție și politicieni au presat polițiștii și jandarmii să oprească prin orice metodă fermierii și transportatorii care vreau să intre în București. Ați văzut duminică seara sindicatul Europol al polițiștilor? Dar pe ăștia sindicatul Europol al polițiștilor nu-i arestează nimeni? Urmează. Nu au relații cu Șor? Urmează să aibă. Ah, ok. Mm-hmm. Dar nu-ți place Bode? Nu e cumva de la PNL? Votați Bode. Votați români. Bode, da. Stai Bode, că fac un afiș. Români, Bode. Bode. E ce vă trebuie. Atât v-a mai rămas din țara voastră. Bode. Și acum că am ajuns aici, dragă Marius, și pentru că știu că vrei și tu o poveste, nu? Da. Te-am învățat. Îți plac poveștile adevărate, nu? Foarte mult. Bine. Hai să începem. Ești pregătit? Da. Bine. Deci, hai să vedem. La o martie, pe Digi24, o televiziune la care tu ții foarte mult și care Corect. Te definește ca expresie jurnalistică liberă. Exact. Exact. Și știu că tu aici ești foarte ferm și nu vrei să te desprinzi. Da, absolut. Am numai delimitat de... Români, hai să povestim. Da, o poveste cu tâlc. Deci, mai întâi. Niște băieți de la Șor. Șor este un fel de bandit în Moldova care dă bani, pilotat de ruși fiind, el are mulți bani, care dă bani demonstranților. Acolo sunt niște băieți care, să nu credeți că Moldova, oamenii mor de frig în casă. Să nu credeți că Moldova, oamenii au ajuns la disperare pentru că nu mai au ce să pună pe masa din bucătărie pentru copii de mâncare. Să nu credeți că Moldova sunt pene de curent. Ăștia care demonstrează sunt niște nenorociți plătiți de Șor. S-a demonstrat. Serviciile pro-atlantiste, bineînțeles, ajutate de SRI, care se ocupă de Moldova conform ordinelor domnului Iohannis, serviciile au demonstrat acest lucru. Și am văzut și Curtea Constituțională cum l-a scos pe Șor în afara legii. Am văzut o parte din motivații. Pe partid, care ai văzut... Doamna aia a zis așa, că nu s-au dezis de el și nu știu ce. Care Șor a plecat în Israel și Israelul n-a înțeles ce a făcut Curtea Constituțională, n-a înțeles ce a făcut justiția. Și l-au lăsat în pace. Și stă pe acolo prin Israel cât vrea, fără să-l deranjeze nimeni, mai că Ghișea a plecat din Israel și acum s-a dus la banditul Putin. Of. Da. Și de acolo el manevrează. Ne-a spus Recean, premier. Și acum, în contextul ăsta, având niște bani, s-a gândit să trimită niște băieți de la Chișinău ca să destabilizeze România cu ocazia Congresului Partidului Popular European ăsta al liberalilor aici. Da? Și atunci, ghici ce s-a întâmplat, români? Ghici. Mai întâi, o luăm bătrânește. Metodic. Metodic. Ia să vedem. Deci, niște demonstranți din ăștia periculoși se adună așa să vină încoace. Ce ne spune miliția de la Chișinău? Prin persoana pe care ați văzut-o mai înainte. Ia. Toți interesele sunt la Chișinău. Cu regret la Chișinău, prea târziu am aflat despre intențiile lor de a ajunge la București pentru ziua de... La invitația celor de la București, celor de la AUR, dumneavoastră nu v-ați ferit să mai auziți așa? Mai mult ca atât. Bine, eu vreau să respect principiul de nevinovăție a fiecăruia până acolo până unde există o hotărâre a instanței de judecată, dar vreau să precizez un lucru. Prin anumite activități de investigații care le-am desfășurat, asta și era îndemnul și înțelegerea că mergem noi un număr de 200, acolo vom fi mult mai mulți împreună cu cei care sunt Partidul AUR la București. Ați înțeles, români? Deci erau niște 200 de la Șor, de la așa, și așa înțeles. Și noi nu vrem să zicem că ar fi, nu vrem să zicem, dar spunem. Și erau vreo 200 care trebuiau să se ducă. Dar noi suntem cu nevinovăție, adică nu așa. Da, respectăm. Și ăștia vreau să ducă acolo, așa am înțeles noi. Ăștia adică 200, ai încoace da, la noi. Ăștia de la Chișinău, de la Șor, veneau aici 200, înțelegi? Ca să alăture cui? AUR. De ceea care erau în afara legii acolo, bandiții, ăștia plătiți de Șor, veneau aici. Păi nu erau, erau demonstrați cum erau.
Păi și nu ți-a spus, mă, Curtea Constituției, dacă nu te dezici de șor... Partidul e. Bă, da, și dacă nu te dezici de șor, ești ca șor. Ah. Și dacă te plătește șor, ești mai rău. Omul ușor. Ești omul ușor, care șor e omul roșilor. Și ei veneau la aur. La aur, care... Păi Simion cine? Ați uitat? Da, spion omul roșilor. Spion rus. Bă. El a spus aici ceva. Tu n-ai observat. Ca de obicei. Exact. Ce? Păi ai fi atent. Ia. Inutil să spun că ăia de la Digi n-au observat nici ei. Păi, îți dai seama. Fii foarte atent. Ca să înțelegi. Ai. Da? Fii atent. Ai întâi să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu erau 200. Fii atent, micuțule. Ia. Bine, noi am știut-o din timp, deoarece au fost și persoanele noastre intocate în aceste acțiuni și am știut multe detalii ce se petreceau. Dar acest lucru l-am aflat un pic prea târziu, dar aici vreau să mulțumesc domnului ministru, cu domnul Denone Matei am avut o conlucrare... Poftim? Stai! Ce zice el, fără să-și dea seama ce spune? Români, vă mai dau o dată. Nu, că... Zice așa, bă, noi aveam date că aveam oameni noștri infiltrați. Aveam oameni acolo. Dar am aflat prea târziu. Uf. Cum adică ați aflat? Ce ați aflat, mă, prea târziu? Dar am rezolvat-o cu Benone Matei, adică... El a aflat de la serviciile de la București că ăia vin la București, Marius. Adică a primit comandă, păi, să confecționeze ceva. A primit ordin, băi, repede, deci fii atent ce spune. Trimite niște oameni, zice, aici, că el nu știa. Exact, zice, noi știam că ăștia așa, 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 miliția, că aveam oameni. Infiltrați. Aveam, da, infiltrați, dar am aflat târziu. Cum adică ai aflat târziu, mă? Ce ai aflat târziu? Păi te-au tras... Cernăuțeanule, ce ai aflat târziu? Miliția. Miliția, ce a aflat? Alo, Maperche Cernăuțeanu. Ce a aflat, mă, târziu? Ordinul a venit târziu. Băi. Deci ai aflat târziu că trebuie să bați toba că vine șorul la București? Avea oameni, el avea oameni infiltrați. Deci, dar aia făceau până fum. Da, erau cu plapuma, știi? Și zice, bă, am aflat. Dar mulțumesc ministrului lui de acord. Prietenul. Și domnului Benone Matei, ăsta cu compromatul, ăsta care ci că face presiuni asupra demonstranților. Nu spun eu, spune sindicatul polițiștilor. Bă, ei ori știi. Bun, mă, și având în vedere toate acestea. Stai! Ei. Stai că trag. A. Deci, nu trage domn Semaca. Români, ați auzit? Sunt eu, Lăscărică. Șeful miliției Maperche Cernăuțeanu de la Chișinău avea oameni infiltrați la ăștia, dar a aflat târziu. Ce zici, mă? Până a ieșit oamenii de acolo. Dar noroc cu Benone Matei. Ăsta cum a aflat? Nu știu, dacă ăla nu știa la Chișinău. Cum a aflat Benone? Să vă explic eu, e simplu, români. Ca să afle Benone ceva ce se întâmpla la Chișinău, fără ca Benone să fie la Chișinău, asta se cheamă muncă informativă. Ghiși cine face muncă informativă în Moldova? Miliția? Miliția? Cred că v-a spus Iohannis. Domnule general, nu știu cum vă cheamă, n-am reținut, nu vă supărați pe mine la SRI. N-ar trebui să vă întreb, că vreau să vă ocupați pe aici cu România. Dar înțeleg că treaba cu șori era de competența noastră, că trebuie să salvați România de serviciile rusești. Cumva dumneavoastră l-ați informat pe Cernăuțeanu că ei veneau la București, că el săracul nu știa, deși avea oameni infiltrați. Cine, Matei? Nu, vorbeam cu domnul general de la SRI. A, iartă-mă, nu vreau să intru, să mă bag între voi. Vă rog mult. Deci, domn general de ASRI, de unde știa domnul Cernăuțeanu că trebuie să-i spună Benone ceva? Care Benone a aflat și el ce, de unde? Puțin mai târziu. Mai pe seară. Mai pe seară. Mai... Băi, și chiar așa? Și dacă veneau ăia și demonstrau aici, care era problema? Adică nu ai voie să demonstrezi sau ce? Nu, stai, că nu, nu, pot... ai, nu, cum crezi, nu e cum crezi tu. E mai complicat. Deci, da? Ia să vedem. Ia. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ministru, cu domnul Denone Matei am avut o conlucrare foarte bună acea noapte, unde am reușit să documentăm și să asigurăm procesul cap-coadă în vederea evaluării tuturor riscurilor și tuturor persoanelor care încercau prin diferite metode de a ajunge la București. Poftim? Încercau prin diferite metode? Adică, târâși sau... Români, ce înseamnă diferite metode? Salt înainte, salt înapoi. Maritim și aerian, uite, zicea. Bă, știi că a scăpat un vehicul
cu 15-17. Da, care ăia au ajuns. Care ăia 15-16-17 au ajuns, că tot numărai tu pe acolo 5-6-7. Deci... Măi, mă, și eu te întrebam așa și dacă a venit aia aici, care e? Manius, fii atent, hai să te învăț o treabă. Fii atent. Să presupunem că vrei să o duci pe doamna Tucă așa. La un spa în Ungaria. Știu, e nasol, Orban ne ardea. Da, 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 e. Da, te urci mașină, nu? Vrei să-i faci o... Bucurie. O bucurie. Sărac. A fost 8 martie, nu? Și? Mamă, mamă, în ce te bag. Exact. Rău de tot. Zi. Ok, fii atent. Vrei să duci în Ungaria la un spa pe doamna Tucă. Bă, vrei să-i faci o surpriză. Săraca muncește toată ziua la masa din bucătărie acolo. Tu... Și sună pe ăla. Dai, bă, și ascultă-mă, așa, că te învăț un story aici, să știi, ai ce să spui ce și să tu. Spun și eu, când așa. Te duci la Congresul Partidului Popular European pe, și vine, pe, vine Ciucă, tu să-i spui... S-a blocat banda, s-a rupt banda. Da. Deci, fii atent. Vorbești cu... Doamna, tu, că zice, uite-mă, mergem, vreau să te relax. Munde întreabă. E, lasă, îți fac o surpriză. Ok. Acum, te urci mașină, normal, tu ai toți banii, nu iară, ce dracu, și aia bani cu ea, nu ai așa. Tu bani? Vorbesc bine? Foarte perfect. Corect. Și conduci. Și ajungi la vamă, să treci în Ungaria. Și acolo vine Maperche la tine. Băi! Tucă! Miliția! Tucă! Ce faci? Bine, păi, tu? Mă duc și eu încolo. Asta cine? Păi, nevastă mea. Fă! Tu unde te duci? Păi nu știu. Ce? Nu știu unde te duci? Bani ai la tine? N-am. Cum n-ai? N-am, păi are soțul. Deci nu știu unde te duci, n-ai bani la tine, ești omul ușor, marș acasă. Corect, perfect, foarte mișto. Cum foarte mișto? Adică demonstrația ta e perfectă. Tu ce crezi că... Așa a fost și aici. Tu crezi că eu glumesc? Nu. Micuțule, hai să vedem. Știi să numeri? Relativ, de la minus infinit la plus infinit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vrei un story? Da. Te-ai așezat la masa din bucătărie? Sunt la masa. Asta e masa de bucătărie? Putem să o data folosim. Viitoare te găsesc cum era fătuța aia. Katie Britt. Să ai chiuveta în spate, să asta, nu... Români. Nu... Aragazul. Aragazul, exact. Ce mai ai tu pe acolo? Mașină de spălat, vase, nu... Nu speli izmenele în bucătărie, voi, fraiere. Băi, să mai spăla valii și izmenele. Era mai cald, că nu era peste tot cald și... Băi, le spăla în Lighean. Mai uscai rufele. În Lighean merge, dar nu la mașina de spălat vase. Da, rufele puteai să... Păi, izmenele la mașina de spălat vase. Rufele nu le spălăm în public, așa zic. Băi, mașina de spălat vase e pentru vase. Tu pentru știi izmenele. Că avem vreo 278 de subiecte. Faci ca Cernăuțeanu? Da. Nu merge așa. Îl sun pe Matei. Da? Benone. Benone Matei. Deci, 11. Ascultă. Ce s-a întâmplat? Story. Suntem la frontieră. Exact. Acolo unde au fost întrebați colegii de la frontieră, inclusiv colegii poliției de frontiere române, în comun cu colegii noștri, care este scopul, unde merg, care este obiectivul lor, ei nici măcar nu cunoșteau în ce localitate se deplasează spre România. Ei nici măcar nu aveau idee despre ce este vorba. Ei nu aveau un leu la ei. Deci era o singură persoană în microbus care avea suma de 10.000 de euro, deci acoperirea care era pentru toate persoanele, ca să fie achitate la reîntoarșirea mea. Parte deja, mi-te chiar... Asta n-am auzit-o. Asta e genială. Ce ai făcut? Nu știau, n-aveau niciun leu, dar aveau unul 10.000 de euro. Deci erau niște băieți într-o mașină, unul avea banii, lui a întrebat, bă, unde mergeți? Nu știu, da. Aaa, sunteți de la șor. Vă duceți la demonstrație. Păi și-au dat seama, da. Imediat. Păi dacă n-aveau niciun ban, nu știau unde merg, era clar. Clar că veneau să distribuieze. Dacă aveau 10.000 de euro, să distribuieze. Păi erau vreo 10, cât s-ar fi fost pe acolo. Prin și veneau să distribuieze. Ați auzit, români? E greu. Ați auzit, domnul SRI general sau ce sunteți? Știu că nu aveți nicio implicare în povestea asta, dar nu vă gândiți să-l întrebați totuși pe domnul Benone de când face muncă informativă pe 10.000 de euro, în sensul că îi oprește pe aia cu 10.000 de euro care nu știu unde se duc în România? Poate faceți un schimb de experiență cu domnul Benone, poate mai aflați unul de la altul, cei cu ea 10.000 de euro, cei cu Șor, poate l-aduceți pe Șor de la Moscova, la București, să destabilizeze ceva. Am înțeles, să n-ai niciun ban la tine, niciun leu, dar să nu știi unde să te duci, da, asta mă, mai e. Asta e, nu?
Adică să te arunci așa, să te duci așa. Și tu îți dai seama că ăsta Cerneuțeanu el a aflat târziu. Păi la miliție se află mai greu. Mai greu. Și atunci ăștia s-au urcat în mașină că ăla n-a aflat și au ajuns până la vamă. Dar cum au trecut unii? Păi stai. Că unii au trecut. Aia pe aia a scăpat. Aia aveau 2 lei. Stai. Ia. Îți dai seama că... Nu, aia cred că aveau... Nu știu mă cum e treaba aia cu cizmulițele. Că mi-a povestit cineva. A ce avea cizmulițe sau ce? Da, mă, zice... Tovarășa, da, eu nu pot să-mi pun cizmulițele. Hai să te ajut la creșe. Și îl ajută, îi pune... După un timp greu, zice... Da... Să știți că astea nu sunt cizmulițele mele. Oh, trage, scoate-i la față. Da. Sunt cizmulițele lui frate meu, care mi l-a dat mie. Pune-i cizmulița la mă. Da, dar să știți că nu am mânuși. Poftim? Cum n-ai mânuși? N-am mânuși, afară efect. Păi și unde-s mânușile? Păi le-am pus în cizmulițe. Ce ai făcut? Păi și ăsta ce a pus în cizmulițele? A pus mânușile ăsta de la miliția din Chișinău. Ăla când a trecut avea bani în cizmulițe, înțelegi? Oh, și a scos cizmulițele și a arătat că, bani. Da, și a zis, uite, da? Ai ușor, vă duceți la da. Minte cu un Pepe. Băi, of, doamne, împotriva Pepe. Mă stai, că, stai, mă ascult. Hai, da. Nu te forța. Nu mă forțez, nu. Eu am fost și pe teritoriul României, ne spuneți. Exact, o parte din... Exact, pe unii i-au oprit pe teritoriul României, deci trecuseră de vamă. Da, pe ea nu aveau cizmuli, nu aveau mânușile la ei. Deci, pe unii care tot așa aveau bani, i-a lăsat să treacă. Am văzut că sunt jandarmii de la zi, așa. Da, știi că jandarmii, neatenți fiind, când au pus gardurile acolo la expoziție... La Romexpo, da. Da, unii dintre ei, dracu, știi cum e, aia, cât un jandar cu alonje mare... În loc să pună acolo la piața presei libere gardul, l-a scăpat la Albița. A. Și ăștia, după ce au trecut de vamă cu cizmulițele, s-au lovit de gard. Uf. Și a zis, bă, ce cu voi aici? Voi știți unde să mergeți? Zice, am cizmulițele, nu sunt ale mele. Da, nu merge așa. Bă, dacă nu veniți să destabilizați țara, nu pot să vă primesc. Și a gonit. Deci, poftim? Așa. Ce ai zis? Nimic. Deci unii au fost opriți în România? Da. Cu ce? Adică sub ce? Care? Uite, m-a scăpat un vehicul. Sub ce acuzație? Ia zi. Hai să-ți arăt. Cu 15-17. Da? Mm-hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ia. 8? Ia. Ce zice? Ce zice? Ia. De ajunge la București. Cu regret a fost cumva scăpat, iată, un mijloc de transport cu 15-17 persoane care totuși a reușit să ajungă la București. În rest, în celelalte cazuri, de comun cu serviciile speciale de aici de la Chișinău, colegii mei de la celelalte servicii specializate, cu Poliția Română, au lucrat prin schimb de informații operative. Domnul general, serviciile speciale de la Chișinău lucrează direct cu Poliția Română? Nu lucrează între servicii? Domnul direct? Mă, și de ce a oprit, adică? Păi nu, n-ai înțeles. Care era acuzația? Păi tu n-auzi, ăștia au scăpat. Păi bun, și păi era de ce a oprit? Care era? Băi, aia pe care n-au scăpat. Păi nu ți-am explicat că n-aveau bani în cizmulițe? Ah, am înțeles. Aveau mânuși. Sau n-aveau șapcă. N-aveau, aveau mânuși, dar erau, erau în cizmulițe. Da? Și ăștia au scăpat, 15-17. Da, ia. Continuu, oră de oră și minute de minute și am reușit ca cumva scurmăm aceste acte. Deci, după ce am lucrat, 15 persoane au ajuns la acest protest de la București, de la Romexpo, unde erau și lideri AUR, în frunte cu George Simion, l-am văzut în imagini, au ajuns și au fost acolo, între protestatari, între agitatori. Exact. 15 au fost... Ceilalți unde au fost opriți? Unde au... unde i-ați depistat? Mor. Au fost diferite categorii de filtre, o parte au fost teritoriul Republicii Moldova, care noi am avut acțiunile noastre de profilaxie aici. Adică era cu profilaxia, mă, e profilaxia și... Da, mă, și adică... O mare parte au fost reîntorși din punctul de trecere a frontierilor, deci care... Adică au fost dați în consemn la frontieră.
Exact. Acolo unde au fost întrebați colegii de la frontieră, inclusiv colegii de frontiere române în comun cu colegii noștri, care este scopul, unde merg, care este obiectivul lor. Ei nici măcar nu cunoșteau în ce localitate se deplasează. Măi, dar de ce mai conuclea cu ăștia românii? Nu i-au oprit ei? Adică... Păi n-a, ți-a spus mâna că a aflat târziu? Ce a, și trecuseră la... Nu, aflat târziu. Păi până, domnul general, știu că nu dumneavoastră. Domnul Benone, care nu lucrează cu dumneavoastră. Acum lucrat. Da. Deci, bă, dar tu știi că aici e clar ceva. Mm-hmm. Știi ce e clar? Știi să nu merg până la 14? Ia. Ia. Cât e, poate ți se pare complicat. Nu? Ia. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ce, nu mergi pe aia 17, ce faci? Da. Păi la mine așa. Zic că sunt 15-17. Tu ce crezi că am eu aici? Domnul Geal, dumneavoastră, ce crezi că am eu aici? Păi ea din autobuz. Ia. Yeah. Sau lider din România. Bine, noi trebuie să înțelegem un lucru. Deja de o lună de zile lui Ilan Șori s-a permis să stea la Moscova. Noi înțelegem foarte bine că intențiile de destabilizare vor fi în alt fel, pornind și de la ideea că România este țara care, de fapt, are cel mai mult grijă de Republica Moldova de a ne proteja. Păi are, Alinaris Iohannis, Săriule, ocupă-te de Moldova. Cum dracu să n-aibă grijă de Moldova, da? Corect. Domn Geal, mă scuzați, n-am vrut să vă deranjez de la masa din bucătărie, unde știu că faceți providing, da. Sportul nostru în toate acțiunile, inclusiv de integrare europeană, noi ne dăm foarte bine seama că intențiile de a urma anumite acțiuni pentru Chișinău și a nu permite anumite realizări benefice Chișinăului vor fi inclusiv și prin acțiuni către București. Dar vreau să spun că ceea ce a declarat și Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău în raport cu unele acțiuni de destabilizare, eu nu vreau să vin cu afirmații pentru București, dar ce ține de Republica Moldova, într-adevăr, aceste acțiuni se interferează în analizele altelor instituții de forță și ale Serviciului de Informații și Securitate și ale Ministerului Afacerilor Interne, unde constatăm anumite bine. Noi nu putem să dăm toate declarațiile, înțelegem că sunt acte cu parafă și conținut secret, dar noi trebuie să fim foarte și foarte vigilenți la tot ceea ce înseamnă Federația Rusă și tot ceea ce înseamnă grupările criminale care sunt coordonate de către, că acestea sunt doar niște pionii la Șor și alte, dar grupările criminale care sunt ghidate mult mai sus de la Moscova. Eu rău ce vă grupările criminale care sunt coordonate. Deci români, Șor și Aur. Mă ia cu Șor și Aur. Pășirea spinării cu transpirație rece. Destabilizeze România. Ți înțelegi? E simplu. Cu aia 15, stai un pic, că ei au reușit atât să treacă. Au putut pentru că servicii... Dacă nu erau 30. Serviciile au fost eficiente. Și de o parte și de și altă. Exact, și așa au fost și ele și s-au și așa. S-a lucrat da. Și a stârpit. Da, i-a curmat. A curmat, da, a curmătura... Curmătura zmână Godel. Bun, ați înțeles români? Cu ăștia să votați, mă. Cu ăștia. Cu curmătura sau cu nu, cine? Nu, mă, cu ăștia care vă apără de curmătură. Ah, am înțeles. Da? Corect. Cu Benone, cu generalul ăsta de la SRI, care zice că e foarte performant. Așa zice Iohannis. Mm. Dar uite, apropo de Moldova, până pregătiți dumneavoastră următorul slide. Vorba lui Trump, sunt născut pregătit. Cât aveți și dumneavoastră. Uite ce dau ăștia aici, zice bombă. Cine? Solidnews.ro. Procurorul Victoria Furtună confirmă. Guvernarea PAS este un grup criminal organizat. Bună ziua, mă numesc Victoria Furtună și până astăzi am ocupat funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, de acolo din Moldova. Păi tu nu înțelegi, mă, că era agățată de Șor? Nu este o eroare de exprimare. Până astăzi, în această dimineață, am depus cererea de demisie din funcția de procuror. Credeți-mă, aceasta n-a fost ușoară. Stai așa, și ce zice ea? Ce zice? A, zice fie aceea. Nu sunt acuzată de spionaj, omor sau orice altă sancțiune criminală. Am fost declarată o amenințare la adresa Securității Naționale doar pentru a-mi limita accesul la dosarul inițiat de către mine la 11.01.2024, în care am început investigația aferent acțiunilor ilegale a unui grup de persoane care fac dezmăți în sistemul judecătoresc al Republicii Moldova. A, dezmăți? N-am mai auzit cuvântul ăsta. Nu ți-a spus Maia Sandu? Băi, justiția coruptă nu poate fi independentă. Exact. Și uite, se confirmă. În timpul anchetei mele am descoperit și am toate motivele să afirm că instituțiile publice a statului,
mă rog, au fabricat și au diseminat informații false împotriva judecătorilor neloiali guvernării, care sunt corupți. Eu am zis în România. În același timp, în ciuda absenței faptelor descrise în notele SIS și CNEA, adică serviciul ăsta și de ăla de anticorupție, informațiile denaturate au fost folosite de autorități ca bază pentru a refuza numirea și promovarea unor astfel de judecători. Aoleu, evident, SIS și aparatul președinte au lucrat în tandem. Mă, cum poți să vii cu asemenea mizerii, mă? Tocmai acum când Șor vrea să destabilizeze România. Și o procuroră tânără, uite mână aici. Mână în mână cu... E o procuroră tânără. Marius, da. Le-o fi ajuns și lor. Le-o fi ajuns și lor de această mizerie. Azi am depus un demers către procuror. Procuroră tânără. Hai. Deci, băieți, guvernarea... Gata, hai. Am spus ce era de zis. E de citit, da. Deci da. Nu e bun, nu era bun procurorii. Nu e bun. Ți-a explicat Cernăunțeanu că a aflat târziu. Da, prin conlucrare. Și da. A curmat. Se curmează, de nu se vede. Deci mergem mai departe, mai? Da, te rog. Bă, ia zi, cum mai stăm cu războiul din Ucraina? Foarte prost, să știi. Din prost păcate, în sensul da. Pentru ruși? Păi da, pentru ruși, că uite, am o informație de ultimă oră care m-a pus pe gânduri, sincer. Unde? Spun. Te-a pus pe masa din bucătărie? Deci și Zelenski acolo... zice că Ucraina construiește linii de fortificații de peste 2000 da. De kilometri. Și prietenul tău i-am trimis un prieten și a zis că ăla e pentru contraofensivă. Da. Păi din, contraofensivă de cui? Unde pleci în contraofensivă? Da. Din fortificații? Și o altă veste proastă da. Și nu e de râs aici, dar da. Asta e, n-avem ce. Rusia produce de tur mai multe. Stai o secundă. No, că nu mi se mai deschide asta pe aici, de da. Când a intrat cu milițienii pe fir. Da. Rusia produce... Nu, nu, s-a închis, stai. Nu, e prea important asta și trebuie să-i dăm. Băi, să-i dăm, odată, că trece timpul da. Și știi cât avem. Imediat, ai răbdare, știu. Mai Rusia mai produce de 3 ori mai multe obuze de artilerie decât Statele Unite și Europa la un loc. Zice, potrivit datelor NATO, citate CNN, scrie Le Figaro. Da, tu... Păi, astea sunt, nu știu, min da. Rușii, au minții rușii. A, probabil că da. Da, ei spun, uite, cu min rușii. Ceva de genul ăsta e informația, nu? Auzi, Marius? Mariusica? Da. Eu înțeleg că rușii pierd războiul din Ucraina. Da. Dar ce facem cu ăsta, cu Francisc? Cu... Zelenski îi răspunde Papei Francisc. Ce? Rușii nu pătrund în Europa doar pentru că sunt respinși de ucrainieni sub steagul albastru și galben. Bine. Ce faci cu Francisc? Păi asta ziceam. 759 avărul. Mm-hmm. Ia. Ce zicea? A zis să ridice steagul alb și de a negocia. Păi, nu, dar bun, aia cu steagul să ridice aia. Cu steagul. Bă, dar uite ce zice aici. Ia. Și că ăsta e un interviu care, Cico, să fie dat pe 20 martie. Te uiți la el, nu? Da, da. Da? Da. Da, uite ce spune papa acolo. Eu am înțeles că e cu steagul alb. Da. Dar zice, când vezi că ești învins, că lucrurile nu merg bine, trebuie să ai curajul să negociezi. Cum adică? Ce vrea să zică asta când vezi că ești învins? Marius, cum adică? Așa scrie aici, uite roșu acolo. Când vezi că dar cred că cel mai puternic este cel care privește situația, se gândește la oameni și are curajul steagului alb și negociază. Cuvântul negociere este un cuvânt curajos. Când vezi că ești învins, că lucrurile nu merg bine, trebuie să ai curajul să negociezi. Corect. Da, și ce facem cu asta când vezi că ești învins? Adică spune că Ucraina a fost învinsă. Nu știu, nu vali, nu pot să comentez. Cum își permite santitatea ta, sa? Sa, nu a ta. Nu mă băga. Ta, nu mă băga la catolic. Mai lasă-mă un pic. Ce, n-ai cizmulița la tine? Nu, și mânușile sunt acasă. Sunt pe calorifer. Deci, cum adică santitatea sa zice când ești învins? Adică Ucraina e învinsă. Ce vrea zică papa? Nu știu, că a pierdut. Auzi, Marius? Da. Și au zis ce au zis ăștia ucrainieni? Au dat un răspuns apoteotic. Zice, da, bă, da, în al doilea război mondial nimeni nu a zis că să negociem cu Hitler. A. Ai văzut aia? Da, am văzut-o și pe aia, da. Auzi, bă, ucrainienilor, băi Zelenski, când te mai duci pe la Paris, la fratele Emmanuel, mă, întreabă cum s-au scos francezii. După... Al doilea? Nu, după ce i-a zdrobit Wehrmacht-ul nazist. Întreabă-i cum au scos-o. Că s-ar putea să afli că au negociat ceva, francezii. Că nu prea mai aveau un control. Ghișe. A fost nasol, dar nu erau tâmpiți. Nici unii, nici alții.
Unii erau chiar naziști. Acum nu știu unde te potrivești tu, micuțule. Nu încerca să faci... Nu, am înțeles, nu știu unde te potrivești tu în negociere. A, în negociere. Da. E deja... E... Deci, când vezi că ești învins, spune papa. El săracu a zis bine. Auzi, mă, dar spune și mie, au deblocat americanii ajutorul ăla către... Păi când, că au treabă multă. Da. A avut discursul lui Biden, l-au am înțeles. Îmbrăcat, l-au ba, pieptănat. Atunci, români, hai să vă învăț cum se întâmplă. Uite, hai să-l vedem pe ministrul de externe polonez, Sikorski. Mm-hmm. Știi, ca pe elicopter, Sikorski. Are o legătură, să știi. Probabil, dar e semantică. Da, nu. Chiar... Rudele. A, rudele, frații lui. A, nu, mai antecesorii. Așa. Auzi, mai știu. Omul ăsta e foarte deștept în cap. În sfârșit, unul deștept în cap. E un polonez școlit pe la Oxford, prin toate think tank-urile alea americane. El zice, săracu, așa niște lucruri. Sigur, nu poate să spună că știi că polonezii sunt cu America. Dar zice așa niște lucruri. După care intrăm puțin în meserie. Ce zici? Uh-huh. Te bagi? Da, te rog. O să apreciezi. Atenție, român, ce spune ministrul de externe polonez. Polonezii având o adevărată obsesie. Apropo de ruși. Apropo de ruși. Dacă ai să mergi la Varșovia și ai să te duci... Mă, tu ai fost toată ziua în Polonia. Prietene. Te dau un gât. Din 10 în 10 metri sunt steaguri, pancarte cu Pilsudski, cu ce au făcut ei în 1920, pe primul război mondial, cum au rezistat față de ruși. Pe ei îi afectează mai mult perioada comunistă impusă de sovietici după cel de-al doilea război mondial decât ocupația germană în timpul... Din timpul incredibil, dacă poți să imaginezi. M-am dus la insurecția lor, au un muzeu al insurecției lor de la Varșovia, de acolo. Mamă, și ce masacru au făcut atunci nemții în Varșovia. Și ei merg acolo, îți povestește ăla în cască și la un moment dat zice... Nu intrăm în amănunte. Deci, trupele sovietice erau pe malul cealaltă a Vistulei, nu au vrut să intre. Și pormă aia, Stalin, criminal, băi, era, ăsta e muzeul cu nemții, bă, nu cu crimele sovietice. Nu, tate, au tras-o cu Stalin, cum și... Bă, ok, pot să înțeleg asta. Pot să înțeleg asta. Da, poate mi-explicați voi, românilor, cum o înțelegeți voi pe asta. Ia. 84, ce vă rog? Mr. Sikorski, thank you very much. Welcome back to the NewsHour. As of now, the U.S. House of Representatives has not approved vital military aid to Ukraine. Already, as we know, Ukraine is rationing ammunition. What impact is the debate in the U.S. having on American credibility? Well, first of all, remember that Europe has contributed financially more to the effort than the United States. In total. When you count Brussels and the member states. Mm-hmm. Secondly, remember that this is money for weapons to be manufactured in the United States. Mm. Thirdly, the Ukrainians have already destroyed half of President Putin's army without the involvement of a single American soldier. And lastly, that it's much cheaper to help Ukraine now than it will be if Putin conquers Ukraine and then has to be deterred. So we think this is good value for money. And that this package is important. We appeal to the House of Representatives, to Mike Johnson personally. Speaker of the House, yeah. To please let it go to a vote. Do you believe it is damaging U.S. credibility? Well, Ukraine, having been encouraged to resist, the President of the United States having put his standard on the ground in Kiev, in the famous historic visit, then doesn't deliver on assistance that would send a message around the globe that that you have to be careful because the United States, for important but regrettable reasons, might not be able to come through for you. Be careful, you mean trusting the United States in the future. And that would have important implications, not only in Eastern Europe, but around the globe, where there are other allies that feel exposed, bordering on more powerful countries. Japan, Korea, Taiwan, others, Philippines, Australia even. And so the world is watching. This really is not only about Ukraine. Pe bune?
Uf, nu mai vezi proastă. Și ăsta e prieten. Mă, dar nu vrei să prieten vezi... Prieten cui? Cu cine? Cu mine. Dar tu nu vrei să vezi monumentul de prostie americană în cea mai aș vrea, frumoasă desfășurare a lui? Ba da. Adică unde? La Departamentul de Stat. La purtătorul ce-ți de cuvânt. Ce-ți place ție acolo, da. Știu. Și vine micuțul. Ești fan. Matt Lee de la Associated Press și spune micuțului de la Departamentul de Stat. Băi, dar voi sunteți așa pe bune, loiali față de aliați? Bine, zice la... Păi bine, mă, și cu cambogienii ce-ați făcut? Cu sud-vietnamezii ce-ați făcut? Cu afganii ce-ați făcut? Și înșiră și o serie de popoare din Asia pe care ăștia americanii i-au lăsat baltă. Popoarele alea, da? Le-au lăsat așa. Le-au promis și le-a luat gaia. La care, ăsta, la care ăsta zice, loc să-i zică, tu bă prostă, zice, bă, vrei să ne uităm prin istorie? La zice, bă, n-am nevoie. Ce să mă uit prin istorie? Că de lucrurile sunt clare. Zice, da, mă, dar eu vorbeam de ăștia din NATO acum. Ce ai zis, Miller? Adică tu ești loial la ăștia? Și aia rămâne, cum a zis, micuțul jurnalist? Adică da, i-a zăsat așa? Păi. Păi, ghiși ce, Marius, Ucraina nu e NATO. Cum? Ăsta e Departamentul de Stat american? Și acum român? Îți spui? Ăsta e Departamentul de Stat al Americii, care America aia de care vă povestește vouă, Iohannis, că aveți voi garanțiile de securitate cele mai puternice. Eventual luați-vă la bătaie cu rușii ca să-i ajutați pe ucrainieni. Că după aia, când or să cadă rachetele peste voi, vine dracu să vă salveze. Ia-i să vedem. Ia să vedem. Ia-i să vedem la Departamentul de Stat. Nu mergem în altă parte, ca să nu avem vorbe la proces, da? Ia fi atent, micuțule. 85 ce, vă rog. Uită-te bine. Mă uit. Upholding our commitment to allies is well established? Believe so. Yeah. Yeah? Yeah. Yeah. Okay, well, you're going to tell that to the Montagnards, to the Hmong, to the Cambodians, South Vietnamese, to the Kurds, to the Afghans, all of whom were abandoned by the United States after, you know, having gotten firm commitments of support. So we could do a long tour through United States foreign policy. Well, I'm sure we don't have to do the long tour. I just want to know who comes up with the language that your commitment to allies is well established, when in fact what's well established is a long history of you abandoning allies. I think when it comes to our allies, and specifically what? I was speaking about our NATO allies in response to that question, I think our track record of supporting them is clear, and more importantly, the commitment from the president. What? Ce zice? De NATO. Trebuie să fii din NATO. Adică ea da, adică i-a luat dracu. Băi. Adică urmează să intre. Bine, asta cu NATO e altă poveste, nu? Atenție. Nu e adevărat. Adică pe ăștia nu? Păi, angajamentul față de sud-vietnamezi avea la bază tipul de relație formalizată în contract. Cam cum ai tu acum cu ăștia, că ea chiar era un război să-i apere pe sud-vietnamezi. Da, deocamdată n-au intrat în război să apere pe nimeni din NATO. Nu era un NATO. Ah. Păi tu n-auzi că aveau un aranjament de securitate, că s-au dus în război pentru ei? Și acolo i-au lăsat. Și dacă o să-i întrebați pe americanii aia care se pricepă, o să zică, păi da mă, dar nu vreau să bată pentru ei, ne batem noi. Dar cu afganii cum a fost? Că erau acolo. Era război. Era război. I-au lăsat în mâna talibanilor cu sutele de mii. Femeile alea care acum nu mai pot ieși din casă. Copilele alea care mergeau la școală și acum sunt desfigurate numai dacă se gândesc, nu? Că se vor duce la școală. Le-au dat speranța ca un vis de mâine și i-au omorât cu speranța în brațe. Doar pentru că așa vor ei. Doar pentru că așa le e lor bine. Și un popor întreg s-a prăbușit în abis, în negură, la momentul ăsta, pe promisiuni. Și ca să înțelegeți și mai bine, dragii mei, haideți să mergem la un geniu. Că dacă stați de vorbă cu mine, un nei ca nimeni, Mariusică, ce mai contează? Eu reporter de teren, hai că... Dar nu cu noi, vorba ta. Hai să mergem la un geniu. Și de unde crezi că luăm pe geniu ăsta? De la Moscova? Nu. 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 Doamne ferește. Deci, omul ăsta care o să vă vorbească acum, dragi români, este una din cele mai strălucite minți ale Americii. Unul din cei mai mari economiști pe care a avut vreodată America.
Și trebuie să știți doar atât. O să-l găsiți, mergeți, citiți pe internet, căutați-l. Numele lui. Da. Jeffrey Sachs. Jeffrey, ca să înțelegeți bine despre ce vorbim aici, Jeffrey Marius, da, era profesor plin la 28 de ani la Harvard University cu tenure. Știi ce e a tenure? Să-ți explic eu. E un termen mai puțin cunoscut de români, care are o anume valoare extraordinară în Statele Unite. Noi, de pildă, când angajezi pe cineva în România, îi faci contract pe timp nedeterminat. Nu? Uite, eu la facultate sunt pe timp nedeterminat. Da? Așa se fac angajările. La ei nu, în sistemul academic american. Tenure-ul ăsta este cum e la noi contractul pe timp nedeterminat. Ei nu au așa ceva. Ei pot să fie dați afară oricând, dacă nu sunt performanți, dacă nu au activitate științifică relevantă. Cineva, un profesor în sistemul american, ajunge la tenure undeva, spre sfârșitul carierei, când este... Și ăsta la 28 de ani. La deja. 28 de ani! La Harvard University. De altfel, uitați-vă bine cum vorbește, apropo de public speaking. E un profesor înnăscut. Mii și mii de studenți au trăit și acum există îndeplinătatea performanței lor profesionale datorită acestui om, care este absolut extraordinar. Să vedem. Uite-te bine la el, fii atent cum se exprimă. Jeffrey Sachs. Exact, Marius. Și adu-ți aminte de el să-l inviți când vine prin România în emisiune. Am invitat eu pe ăla, pe Rabin, cum îl cheamă? Da, invitat. Rubin. Pe James. Rubin. Pe James Jamie. Rubin, da. Bărbatul lui Amanpour. Exact. Dați-ne 86 ce vă rog. Well, the war has been going on for 9 years since the U.S. participated in the violent overthrow of a Ukrainian president that wanted neutrality for his country, not NATO. And since February 2014, the war has been going on, but of course it escalated tremendously with Russia's special military operation that began on February 24th, 2022. During this whole period, the U.S. had a weak hand and it played it terribly, absolutely disastrously. At every step, Ukraine could have been saved, but the United States kept upping the ante and Ukraine kept losing more. What I mean by this is that when the United States proposed to expand NATO to Ukraine, the Russians said, no way. That goes back to 2008, by the way, but the original promise of no NATO enlargement goes back to the late 1980s and early 1990s. But in any event, after 2008, President Putin and the whole Russian political class was absolutely clear, do not do this. Then the United States got mixed up. Victoria Nuland was the point person in the overthrow of a Ukrainian president, President Viktor Yanukovych. And then Russia retook Crimea. It wasn't even demanding Crimea. It was demanding a lease on its naval base until 2042. But then it took Crimea. Then the United States upped the ante, started sending in weapons. We've got your back. President Putin said in December 2021, let's negotiate over this. The United States said, no way, it's none of your business. Special military operation started. Ukraine said in March 2022, okay, we can be neutral, we can be neutral. The war could have ended immediately then. But the United States intervened and said, no, we've got your back. You don't have to be neutral, we're going to expand NATO. And this was terrible mistakes, predictably terrible mistakes. They kept upping the ante. Now Ukraine has lost hundreds of thousands of people. The population has, it's declined by millions because of mass emigration, partly to Russia, partly to Western Europe. The military losses on the battlefield are mounting. So, of course, they've just done a terrible job. And I've been saying this to the White House every step of the way. And, of course, then the Gaza war began, the diverted attention. But even before October 7 and even before this new disaster
in the Middle East. Ukraine was in a terrible failing position because of so many U.S. mistakes and the Ukrainians following the U.S. lead, even though it was predictably disastrous. It's so easy to see, but Biden played it wrong at every moment. Right. So many voices like yourself, like other people we've had on this program, going through that storyline just like you have, and saying that obviously there will come a point where they have to negotiate because Ukraine cannot really hope to defeat Russia. The idea that Vladimir Putin is going to be toppled is fanciful. And yet the Biden administration said that we're going to support this war effort for as long as it takes, implying even if it takes forever, we'll support it. Now we learn, of course, that's not true. There's a finite amount of time and attention and resources we're willing to commit to this conflict, and it's about over. Is this a case where, you know, what were the defense experts thinking behind closed doors? You might have more insight than we do. Were they naive, or did they actually think that somewhere before this point, where we're not willing to fund the resistance any longer, that they were actually going to deal a lethal blow to Russia, or at least eject them from the country? Ravi, you know, I'm an old guy, so I've been through this a lot of times with Vietnam, with Afghanistan, we all saw, now with Ukraine. This is a standard operating procedures of the United States. Overpromise, oversell, get into proxy wars, and then they fail. So this is happening. Now, did David Petraeus really believe in June of this year that Ukraine's going to make a decisive breakthrough and shock everybody? I don't know. Maybe he did. But people who were watching this closely absolutely said, no way. Are you kidding? Of course, those other people were right. We've run out of time. We've run out of patience. We've run out of budget support. We've run out of 155-millimeter shells. And tragically, Ukraine's running out of soldiers. So that old line of that we are in there till the last Ukrainian is tragically, literally happening right now, in the sense that Ukraine has lost hundreds of thousands of people in this absolutely stupid, avoidable conflict. So it's going to stop. It has to stop. NATO, that means the United States, by the way. It doesn't mean anything else. It means the United States has to end this in the most favorable way by saying, exactly. Okay. We're not going to enlarge. It was some lame brain idea of George W. Bush Jr. And we kept it going and we should have negotiated with you. The whole thing was a stupid idea. We're going to have to say that because otherwise Russia's not going to accept a ceasefire or something when the United States is going to come back in and say, oh, NATO's enlarging. They don't want NATO there, and they're going to make sure that NATO's not there, and we need to negotiate like grown-ups and play a hand that we have, not a hand of wishful thinking. Otherwise, Ukraine's just going to continue to lose more and more and more. E spus pe 26 noiembrie 2023. Spune-mi dacă fiecare clipă care a trecut de atunci nu confirmă întru totul ce spune acest om. Absolut. Adică cred că cea mai bună analiză pe care am văzut-o în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Ucraina de 2 ani și e o săptămână. Da. E fabulos. Și cum să zic, dintr-o... Nu poți să spui că e ăsta zi. Radu Tudor o să zic. E putinist. Nu, nu are nicio legătură. Întreabă-l pe Radu Tudor. Profesorul face o analiză la rece. American. Da, american fiind, totuși. Nu e, deci, de la ei. Mai greu și cu, ce cu putiniștii. La fiecare are contacte directe cu omul Casa Albă. Da. La fiecare pas le-am spus. Sunteți în eroare. Și-au continuat, și-au continuat. S-a ales praf. Tu vrei să-mi spui mie că retragerea din Vietnam, retragerea din Afganistan, nu se repetă acum? Come on! Valin, nu mai știu. Adică e ce ți-a spus ăla? Undeva în timp. Procedură standard. Dar cum am văzut în fiecare zi ce se întâmplă? Pot să spun despre asta ce se întâmplă.
Și apropo de negocieri, că spunea la un moment dat că putea fi oprit războiul încă de la începutul său, ne aducem aminte de negocierile pe care le-au avut... a făcut referire. La Istanbul, e adevărat, exact. La Istanbul, unde și-a venit trimisul americanilor. Când a zis... Boris Johnson și-a bătut cu pumnul masă. Adică America. America, normal, trimisul și, Americii, exact. Da. Și ăla spune, când la asta se referă Sachs când spune că au zis ucrainienii, da, domnule, putem să fim mai și a venit America că... și a zis, nu, extindem NATO, facem... Și asta, asta o povestește negociatorul ucrainian, atenție, da. Ceea ce spun acum. Da. Da. Și Biden vine și face discursul lui ăla, vai de capul lui săracu. Da? Da. Și fii atent aici. Apropo de lucru pe care noi l-am mai arătat, na? Da. 963B, vă rog. Asta e din decembrie 2023. Da? 13 decembrie. Da. Biden. Chestia pe care o știi. Nu. A, nu. Când s-a schimbat modificarea. Am greșit. 963B. Nu, asta e cu am papa. Am cerut. Da, mă, aia, ziceai tu, zi expresia, expresia americană, în engleză. Scărnil, da. Asta este un slide, da. Nu ne trebuie un film. We'll continue to supply da. Ukraine with critical weapons and equipment as long as we can. Deci, exact. De la... povestea... A de la început atâta, până la capăt. Deci fii atent. Când va fi nevoie. Exact. Asta o spune Biden pe 13 decembrie, da? Mm-hmm. Dar vrei să-ți arăt ce spune Iohannis pe 27 februarie 2024? Păi da, dar aici ajunge informația mai greu. Că da? Până trece oceanul, până una alta... 7, da, așa, ca 744A, vă rog. Hai că mai avem un pic să trecem și la Transnistria. Nu cred că apucăm, dar ba da, încercăm. Ba da, hai să începem. Da, nu o să fie complicat. Stai să vedem 744-a. Ia uite-mă, ia citește-mă. Da, mă, ce vrei? Nu știu ce ești vreau. Ești un om rău. Eu? Da. Ce spune aici? Poziția fermă de susținere atât timp cât va fi necesar? E pe 27 februarie. La el n-a ajuns modificarea. Cât vom putea, adică trebuie, da. Tu zici că n-a ajuns. Da. Domnul general SRI, dar cine e ăsta cu care vorbești tu? Nu știu, mă, că nu mi-am reținut. Ana, ea ți-a scăpat numele. Da, cred că are nume? Crezi că are nume? Da, nu are nume, nu are echip, nu are nimic. Îl cheamă general. Să trăiți, domnul general. Tu, în momentul în care Iohannis vine și spune, băi, e generalul... Hai, să trăiți. S-a terminat. Da, da. Deci, dacă era un civil acolo, avea nume. Dumneavoastră nu aveți nume. Deci, domnul general, dumneavoastră când... Înțeleg că nu aveți treabă cu SIE care face rapoarte speciale pentru domnul președinte. Dar așa când vă întâlniți la gapa aia de la XAT, știți și altceva decât poziția de... Îi spuneți lucruri? În afară de șor și de destabilizarea României, îi mai spuneți și alte lucruri? Nu, că mă gândesc că poate îi citiți presa. Poate nu știe cum e acum, cum să ajutăm Ucraina. Poftim? Nimica, nu, de la aerul condiționat, că mă ții într-o climatizare perfectă. Dar, auzi, Marius... Cu Transnistria putem să facem și noi, că mai avem puțin, măcar... Facem da. Puțin, dacă vrei. Te rog, da. Așa. S-ar putea să începem acum să continuăm data viitoare. Da, te rog. Da. Dar să începem. Știi pe băiatul ăsta Corlățean? Da. Da? Ministrul de externe. Ministrul de externe, a fost da. Ministrul de externe. Deci știi că el a rezolvat problema. Știe cum e cu Ucraina. Jeffrey Sachs, vai de capul lui, nu înțelege nimic. Păi da, am văzut că nu înțelege. E o șmecherie, să-ți explică cum. Deci Putin are niște ruși prin Ucraina, prin Georgia, înțelegi? Și pentru că iasă acolo, el folosește asta ca să facă războaie cu ăștia. Adică, cu țările aia. Păi și acum îmi spui la 10... Păi, nu ți-a zis, mă, Cerneuțeanu, că am aflat mai târziu? Ah, până a ajuns informația. Mi-a venit Benone la tine să spună acum o oră? Benone Matei. Dar cine credeai? Benone Sinulescu, sărac? Oh, lasă omul în pace. Păi nu, tocmai. Da? Mm. Acum mi-a venit și mie. Deci, Marius, află-mă cum e treaba, că tu nu știi. Da. Ești slab. Deci, 83 ce vă rog? Eu sunt mic. Da, ia. Învață. E același tip de tipologie și noi trebuie să fim foarte atenți. N-a fost cererea de integrare în Federația Rusă a Transnistriei, dar a fost acel semnal că sunt supuși la presiuni, la chestiuni intolerabile, aceeași modalitate folosită anterior din alte părți. Și în strategia de politică externă și de securitate națională a Federației Rusă și reînnoită la un moment dat, rușii și Putin au introdus un element care nu există în alte părți, decât
în aceeași tip de filozofie la Budapesta. Dreptul de a interveni în alte state unde conaționalii lor ar fi la ananghie. În baza acestui așa zis drept, au pus presiune pe statele baltice, au intervenit în Federația Rusă, s-au dus în Georgia, s-au dus în Republica Moldova, în Transnistria. Oferirea acestui pretext pe care Moscova să-l folosească eventual la momentul oportun. Și asta e o problemă. Votați cu ăștia. Deci auzi, mă, e un pretext aici și o șmecherie. Nu există în alte părți treaba asta. Doar la ruși. Doar și la Budapesta. Și la Buda. Păi da, că nu știi că Orban îți ia Ardealul. Bă, de câte ori să-ți exprimă treaba asta? Asta. Mă gândeam, mă, dar la nu ce... Nu, a venit băiatul ăla de la SRI, domnule general. A lucrat la masă. Și a spus că, dă, nu recunoaște administrația. Cum eu cred că tu îl cunoști pe general după cum vorbești cu el. Am fost împreună la... Da. Unde ați fost împreună? Da, la ce? La Cernăuțeanu. La Cernăuțeanu. La Ușpriț. Să vă dea viză deci, de... Auzi, micuțule, ai înțeles că asta e o tactică, nu există nicăieri de la ruși. Uh-huh. Asta cu te duci peste o țară că cicăzi niște ruși acolo. Ai înțeles? Uh-huh. Pe bune? Bine, fii atent. E un băiat pe care îl cheamă Francis, acum noi îi zicem Fukuyama, știi că îi spunem, stai, îi spunem numele pe japoneză, sărac. Mm-hmm. Am pățit și eu chestia asta, era în America și le spuneam la ea, Francis Fukuyama în sus, Francis Fukuyama în jos. Și la un moment dat, unul a îndrăznit. Să zică, domnul... Stai, din aia, că era acolo totuși într-un spațiu academic. Las la o parte, că nu știau nimic de nimic, americanii ăștia intrăm în amănuntele astea. Mm-hmm. Dar ăsta... care era, mă rog, așa, mai amic cu mine, zice, după ce am vorbit eu acolo de 1000 de ori de Francis Fukuyama în sus, Francis Fukuyama, zice, auzi, te spune, cine dracu-i Fukuyama asta? Și mă uile, bă, tu ești nebun la cap. Nu știi cine e Fukuyama, adică. Și nu. Păi, ăla, mă, a fost șeful departamentului de planificare politică la departamentul de stat când s-a prăbușit comunismul în lume, a scris sfârșitul istoriei. Da. Fukuyama, vorba aia. Zice, păi nu, ăla nu e Fukuyama, e Fukuyama. Ei așa îi spun, Fukuyama, înțelegi? Deci, micuțule, deci e cu bucătăria. Fukuyama, da. Deci, dacă vrei să-i spun... facem în bucătăria de la, da, din care am plecat. Adică, ca și Schwarzenegger, nu-l cheamă Schwarzenegger, Schwarzenegger, Schwarzenegger. Deci, când te duci acolo în America, trebuie să vorbești ca ei, nu poți să zici Fukuyama. Fukuyama. Ce aia Fukuyama? Fukuyama, înțelegi? Ei, Fukuyama... La puțină vreme după ce s-a prăbușit comunismul și încă era în departamentul de stat acolo, el încă avea în cap pe Maria Șarapova, da? Știi. Păi nici n-a păruse 90 Șarapova. N-a păruse? Nu, era... Ai, mai nu. Asta, okay. Gimnasta deci, rusoică. Deci el știa cum e cu politica externă americană, înțelegi? Și a ieșit în National Interest și a spus ceva. Atunci, prin 1992, înțelegi? Că îl întrebe acum pe Fukuyama cum e cu rușii, să vezi cum tună și fulger împotriva lor. Ce să facă să... Acum, da. Na. Dar atunci fii atent ce știa el. Alo, Corlățeanule, știu că nu te uiți, mă, băiatule. Cum era aia? Că America, ăștia, rușii nu mai au asta, strategia. Și la Budapesta. Și la Budapesta. Se ducă cu invazia că sunt ruși pe acolo. Da? A? Așa ai învățat-o, Corlățene. Cine? Tu unde aveai masa din bucătărie, micuțule, când te-ai făcut? Lângă geam. Nu mai dăștea. Lângă geam și geamul era cu ștergător de parbriz, nu? Dacă plouă afară. Cu plasă deci, de țânțari, că era vară. Da. Și era cald. Dați-ne și nouă să vedem cu asta, cu amestecul rușilor. Ia să vedem. Ia. 80 și... Nu, că asta l-am văzut. 80 și am văzut, ia. L-am văzut. Dați-mi, vă rog, 746A. Ia uite, mă, ce zice Fukuyama. Yeah. Să citesc eu, e The National Interest, una din cele mai importante publicații de înaltă ținută din Statele Unite ale Americii, politică internă și externă, da? Numărul din vara lui 1992, da? Ia uite ce zice aici. Faptul că protecția rușilor din afara Rusiei ar trebui să fie o problemă centrală pentru politica externă a Moscovei este complet de necontestat. Ce ai zis, Corlățeanule? Scuze, nu. În prezent există aproximativ 25 de milioane dintre ei, constituind 20% din populația Ucrainei, da? Poftim? Mm-hmm. Și 40% din Kazahstan. Oricare ar fi condițiile istorice în care acești ruși au ajuns acolo, ei ar putea fi supuși discriminării și chiar mai rău în vremurile turbulente care urmează. Ar fi iresponsabil pentru orice guvern rus
și pentru Elțân și democrați, că ăștia din jurul lui Elțân erau considerați democrați pe vremea aia, sinucigași să le ignore interesele. Aoleu, și aici ne spune de Statele Unite. Statele Unite și alte țări occidentale sunt cu greu măsură să dea lecții Rusiei despre amestecul în afacerilor interne ale vecinilor ei. Din acest motiv, având în vedere faptul că noi americanii, am scris eu aici, da, nota noastră, am justificat invadarea Grenada. Cum au invadat Grenada? Pe bune? Nu cred. Adică... Păi așa scrie aici. Am justificat invadarea Grenadei aparent pentru a proteja o mână de studenți americani la medicină. Erau vreo 600, știi, minciuna că ne-am dus să-i apărăm pe ea. Și Panama. Și pe Noriega. Da. Și Panama pentru că soția unui ofițer american a fost acostată sexual? Cum? Asta ați invocat americanilor atât? Corlățene? Care e cu doctrina aia că numai rușii se duc... Ești rău, ești un... Auzi, micuților, a? Poftim? Luați legătura cu Fukuyama? Poate vă înțelegeți? Că oricum... Dar mai trăiește Fukuyama, nu? E foarte activ. Corlețene, te poți duce pe internet să vezi cum a fost cu Grenada și cu Panama. Dacă are net. Dacă ai net, poate te rezolvă Cernăuțeanu prin Benone, vezi cu generalul ăla de la SRI, care nu poate fi înlocuit cu un civil. Și poate-ți găsești și tu un loc. De muncă. Auzi, mă, Marius, tu ai fost atât de obraznic la un moment dat. Ca de obicei, știi că sunt, mă caracterizez. Când am zis eu de generalii lui Gâdea, mi-a atras atenția. Ai fost obraznic, dar tu aveai dreptate, dacă mă întrebi. Ce am mai făcut? Mi-ai zis, bă, nu zici așa generalii lui Gâdea. Da, păi bună. Nu, păi adică, nu, e strici... Nu, dar nu, e frumos, adică nu-s generalii lui Gâdea, nu? Ce drag. Dați-mi 81, ce vă rog, ia fii atent. Ia. O bucată din Moldova ar putea să fie anexată de Federația Rusă. Priviți aceste imagini, aceste informații în premieră și să auzim expertiza generalilor noștri. Expertiza? Generalilor noștri. Ai României. Ai noștri. Ai noștri ai tuturor, ai țării. Păi, așa ți s-a părut că acolo sunt toți generalii României? Ai zis toți? Nu, a zis ai noștri, nu a zis tocmai. Generalii noștri, da. Păi sunt ai noștri și ai lor, cum a fost întotdeauna. Da? Deci nu s-ai lor. Nu știu, nu mă... Deci... Mă încurci, adică... Unde? Lasă-mă la masa din bucătărie. Te întorci mereu la masa din bucătărie. Deci, ca să ne lămurim, ai cui sunt generalii? Că tu aveai așa o mică zbatere, nu? Am înțeles acum, da. Mulțumesc. E o lecție deschisă. Așa. Cu deci, foarte mulți fani. Deci, și apropo de ce spunea Mihăiță aici, știi că am tocat-o mărunt, pe 28 noiembrie urma să aibă acolo la Tiraspol un congres. 28 februarie. Am rămas cu... Ai rămas pe stil vechi. Am rămas cu Jeffrey Sachs. Da. Noiembrie. Exact. L-a trebuit să mai dăm. Cred că trebuie în fiecare emisiune să dăm câteva minute acolo. Da. Deci, pe 28 februarie urma să fie această ședință a Congresului Deputaților la Tiraspol și a doua zi era discursul lui Putin cu privire la starea națiunii. E adevărat. Băieții de la Antena 3 au ținut o langa. Ce? Că acolo, la Congresul ăsta la Tiraspol, vor cere ăștia anexarea Transnistriei. Păi a zis unul ciorbă și s-au luat după ciorbă. A zis unul ciorbă. Da, unul ciorbă de acolo, au zis, local. Adică unul ciorbă local, el fiind de unde? Din Transnistria, dar nu mai era, adică, ciorbă. Da, nu e ciorbă. Suficient ce vrei. Și de atunci de ne, din ciorbă în ciorbă ne tot anexăm, s-a nu? Dat din gură în gură până la generalii noștri. Auzi, Marius? Te rog. Eu nu știu ce ciorbă mănânci tu pe masa din bucătărie. Așa. Dar... Micuțul Gâdea te-a anunțat cu subiect ciorbă prin lopot, da. Auzi, te-a anunțat cu subiect și predicat că ea chiar vor anexa. Adică nu era ca zis ciorbă. A, ei au luat-o... 91 ce, vă rog? Ia. Transnistria, un ținut care de fapt nu există, e doar recunoscut de Rusia, unde este armata 14-a. Mâine vrea să ia vot într-un fel de parlament care nu e recunoscut de nimeni, cu excepția Moscovei, un vot pentru a fi anexată la Federația Rusă. Ce ai făcut, mă? Va fi anexată la Federația deci Rusă. Deci vor cere un vot ca să fie anexată. De unde știa asta? De la ciorbă?
N-am avut de lucru cu ciorbă. De la ciorbă, de la pireu de cartofi. Pireu sau pireu, pire? Pireu la noi se zice. Pireu sau pireu? Pire? Pe Iulie Piacu, pireu. Sau piure. A. Mai, piure e pentru aia care nu mănâncă ciorbă. Mănâncă zi, consome. A? Zi aici, lasă bancurile. Ce banc? Ce mă pui pe mine să... Cum te pun pe tine? Ce te pun pe tine? Să zic eu dacă a anexat. Bă, ți-a zis ăla... Da, că anexează. Păi, și atunci? Și atunci ce? N-a anexat. A fost o furtună într-un pahar cu apă. Zic cu piureu. Piure de cartofi. Sau pireu, cum se zice la noi la țară. Sau piure. Piure, dacă vrei tu. Deci, Marius, dragul meu, știi, ai observat probabil că micuțul Gâdea, zis și Ot Șarapova, zicea că treaba asta a tranziției nu este recunoscută decât de Rusia, nu? Da. Pe bune? Ce a zis? Dar cu ce vrei să răstălmăcesc? Dar tu de unde crezi că știe el asta? De la ciorbă, nu? Dar de unde știe? Da? De la vezi, acum, de la Fukuyama. Acum o să-ți vorbească fratele tău Răducu. Sigur. Răducu. Da. Așa. El o să confunde puțin Donbasul cu Donețcu, dar nu te supăra. Nu contează. Da? Da. Adică la ei acolo... la. Donbasul conține și Donețcu, asta e. Da, exact. Da. El nu știa. Okay. Și vezi ce știe el despre Rusia și recunoașterea Transnistriei, da? Ia. Yeah. Da? 784 Beveron. Ia, ce zicea? Ce zicea? La fel ca și în republicile Donbas și Luhansk, Republica Transnistreană este un stat fantomă recunoscut doar de Moscova. Ai înțeles? Republica... Păi stai un pic, Republica da. Donbas, da? Da, da. Și ți-a spus e clar. Și Lugansk, și Luhansk, da, da. Adică la el Donbas... Ai uitat de Donetsk. Nu, da? La el Donbas este egal republică. Donetsk. Este republică. Și e recunoscută ilegal? Da, auzi, mă, că el vorbește aici... ca și Transnistria, deci Transnistria. Da, ca și Transnistria. Mai dați-ne o dată, vă rog. Da, stai că nu, să-mi notezi, ia. La fel ca și în republicile Donbas și Luhansk, Republica Transnistreană este un stat fantomă recunoscut doar de Moscova. Ai înțeles? Deci Transnistria este recunoscută doar de Moscova. Cum e și Donbasul. Cum e și Donbasul și Luhanskul. Un stat fantomă, da. Și Luganskul. Și așa. Care Donbas... Da, Donbasul, da, nu e. Dar acum... E, din cauza... Domnul Geal, când mai vorbiți cu domnul Radu Tudor, că știu că nu vorbiți, poate încerca să-i spuneți ceva. Adică poate ăștia de la CIA trimit și lui buletin. Bun, deci, Marius... Marius? Da, recunoscut-o. Deci, Rusia recunoaște Transnistria, da? Doar Rusia. Da. Ai înțeles? Până aici ai înțeles? Da. Deci asta era pe 21 februarie 2022, mai. Da? Ți-a spus Radu Tudor, da? Da. Ba. Acum fii atent pe 4 martie 2022. Adică n-a trecut mult, da? Mm-hmm. Din februarie până martie e mult? Păi da, o aruncătură de băți. Ia vezi, 785 Beveron. Vreme de câteva babe. 785 Beveron. Cătălina, în momentul de față nu există niciun fel de diferență între Transnistria, Donețk și Luhansk. Și am să spun de ce. Este o așa zisă republică autonomă ruptă din teritoriul Republicii Moldova în mod ilegal în 1992. Este o republică autonomistă sprijinită de Moscova, finanțată de Moscova și care n-ar face decât în mod formal să recunoască independența ei. Deci, n-a mai recunoscut-o. Deci doar formal ar face formal, să recunoască. Dar n-a mai recunoscut-o. Deci se cheamă că n-a recunoscut-o. N-a mai recunoscut-o. Păi, n-a mai recunoscut-o. Păi, în martie. În martie, deci... A recunoscut-o, deci, în februarie. În februarie era recunoscută. Și în martie a fost de nerecunoscut. Da. Și Gâdea a venit după aia și a zis că totuși e recunoscut. Deci ei nu se înțeleg între ei cine ce recunoaște. Asta e și farmecul adică, discuției, dezbatere. Români! De acolo să vă luați informațiile, pentru că numai așa veți lumină, putea... Lumină, că vine Paștele. Veți putea curma, să curmăriți... Curmătura. Curmătura, înțelegi? Curmăriți, veți fi buni. Deci, auzi, Marius, da, dacă tot Transnistria acum, în februarie, a vrut să
Păi, alo, miliția. Da, dar nu mă uitam că Ucraina l-a convocat. Știi că ai citit-o mai devreme. Da, așa. Ai văzut că n-ai, ai greșit. Am greșit, ia. După ce ai dat aia, uite ce a apărut acum imediat. Ucraina l-a convocat pe reprezentantul Vaticanului după declarațiile papei prin care a invitat Ucraina să ridice steagul alb. N-ai avut de lucru. Și a spus treaba aia ce ți-am zis eu. Păi bine, bă, noi ne spuneți nouă să capitulăm, adică, dar lui Hitler, cu Hitler de ce n-a negociat nimeni în al doilea zi? Și uite, totul ai dat asta și a venit și Stoltenberg. Așa. Ce crezi că zice Stoltenberg? Ghișe. Ucrainienii au nevoie de arme, nu de un steag alb. Sigur. Așa. Măi, numai probleme ai făcut în seara asta. Eu? În loc să curmi. Am scurmat în loc, chiar. În loc să curmi, ai scurmat. Eu am scurmat în de la, masa de bucătărie. Exact. Acolo, da? Da. Ba, ce am făcut? Da? Auzi, Marius, sunt foarte multe lucruri pe care, din păcate, nu s-a pus să le afli azi. N-am ce să-ți fac. Da. Dar mai întâi am aflat de la tine că... Băi, alo, miliția. Acelea sunt, da, fratele meu. Am aflat de la tine că ăștia cu congresul băieților de la Tiraspol vreau să anexeze Rusia Transnistria, da? Da. Pe care ba o recunoscuse, ba nu o recunoscuse. Nu. Da. Care inițial fusese recunoscută. Urmă, n-au mai recunoscut. Și după aia n-au mai recunoscut-o pentru că ea, asta nu înțelegi tu, da, e vorba de semantica, ea a fost de nerecunoscut. Așa e, mă, săraca de ea. Păi, da, la un moment dat nu s-a mai recunoscut nici ea pe ea. Nici pe ea însă. Și exact. Jua! Băi, și aici putem să înțelegem, corect, că e o chestie complicată. Dar știi ce a hotărât congresul ăla care urma să ceară lui Putin? Congresul lui Ciorbă. Da, mă, congresul lui Ciorbă. Ce a zis? 7-5-6-a. Uite acolo. Ce a zis? Fii atent, că e simplu. Nu o să citim tot ce scrie acolo, că nu vrem să-l încurcăm pe Răducu Tudor. Da? Ia să vedem. Oameni buni. Ia uite, vezi? Zice acolo. Nici o mențiune. Vezi că am luat de pe Hot News. Da? Adică să nu zici avem vorbe la proces. Exact. Da. Nici o mențiune de alipire la Rusia. Au făcut niște apeluri din astea. Apel la Consiliul Federației și la Duma de Stat a Rusiei. Dacă ăștia fac ce ți-a spus procurarea ta. Exact. Dezastru. Dar uite, s-au adresat Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite. S-au adresat OSCE-ului, mai jos n-am mai dat eu aici. S-au adresat și Parlamentul European, numai lui Putin. Crezi că s-au adresat să-i anexeze OSCE sau Parlamentul European? Cu Donbasul. Cu Republica Donbas? Republica Donbas. Români, ați auzit Republica Donbas? E de la Răducu. Bocăncel îi zice. Așa îi se spune lui, la domnul general. E ce formă frumoasă, da, de alint, Bocăncel. Nu, păi Bocăncel, mă, băiatule. Bocăncel, bă, dar tu știi că asta, nefericită asta, măi, Marius, mă. Maia Sandu? Nu, mă, Maria Zaharova. A, Șarapova, cum Șarapova, se zice la noi. Șarapova, exact, Șarapova. Șarapova. Atraver, adică alamver. Bă, tu știi că e plictisitoare? Aoleo! Da. Șarapova plictisitoare. Nu, mă, Șarapova, Zaharova. Zaharova. E plictisitoare. Zaharova. Uite, bă, noi zicea Zahăr, nu Zahăr. Da, mă, dați. Să vezi că ăsta Corlățean, tu ai crede că nu l-a nu citit nu, pe Fukuyama. Da. Dar a observat treaba cu Șarapova. A observat treaba cu Șarapova, dar totuși Zaharova îi se pare plictisitoare. Adică plată. Boring. Da, boring. Cum s-ar spune la e boring. Români, e boring. Rușii-s boring. Boring. Adică, nu Șarapova, da. Nu. Hai, mă, ia, luați la ministru de externe. 88 ce vă rog. Ia. Ia. Hai de la generalii mei de acolo. Generalii noștri. Chestiunea a revenit în Ministerul de Externe, nu chiar doamnei Șarapova, chiar dacă era Zaharova, ce era Zaharova, dar în aceeași și pe retorică. Și Medvedev, așa că... Da, dar Zaharova a devenit, a intrat într-o platitudine incredibilă, continuă să citească dacă v-ați uitat, n-are sare și pipăr, n-are chestiunea asta, are textul scris și spune mai departe ceea ce noi știam. Că sunteți proști. Bă, dacă spune ceva că ești prost, în fiecare zi devine plictisitor, pe cuvântul meu. Tu ce crezi? Da, așa e. Nu? Te plictisești și tu. Da, adică da, bă, ești prost, n-ai înțeles nimic. Marius, sunt foarte multe lucruri extraordinare aici. Tu însă te apropii... De finalul emisiunii. Nu știu ce-ți poți permite. Dar hai să învățăm ceva pe români. Facem un salt. În timp. Și, adică, lăsăm niște chestii în astea puțin deoparte, să învățăm o chestie deșteaptă. Te bagi? Te rog. Îți permiți? Da. Ok. Ce naibii? Deci, și ne întoarcem la Transnistria data viitoare. Mm-hmm.
Da, de și acord. Că vor rușii să lanseze o armă nucleară în spațiu? Da, cu 3 săptămâni. Da. Și nu vrei să afli? Bă, da. Dar nu spun asta. A. Vreau să-i țin. Nu, dar răspundem la chestia de ce nu vrei cu Moldova. Nu, nu, nu. Deja unirea. N-ai timp. Păi că ne dai doar un da, hint. Vă dau, da. Păi dă-l pe ăla. N-ai timp. Pentru hint am timp. Marius. Serios. Nu te vorbesc serios. Te rog. Chiar te rog, serios. Sărim peste niște etape. Dă hintul. Nu sărim peste nicio etapă, că restul subiectele le luăm săptămâna viitoare. Păi deja am depășit și cu Moldova să ne ducem la 2 ore jumate. Hai, un sfert. Asta este o discuție de foarte mult timp. Bun, dar aici când dai un hint în seara asta. Nu pot să... Un hint durează 7-8 minute. E ok. 10? 10, hai. Uite, pentru asta sunt gata să dau și un sfert de oră. Măi, mă... Serios? Tu nu știi ce te bagi. Până acum lumea se bucura de tine. Da, asta e acum ce vrei. Auzi, Vali, am trecut prin perioade până anii 96-2000, mă înjurau de dimineața până seara, da? Istoria ne-a dat dreptate. Nu știu ce să zic acum cu tine. Mă uit aici. Și? Ce zice? Cea că ce? Hai că s-au terminat restul de filmări, ne dau ăștia afară din local. Pun scaunele pe masă. Da. Hai. Deci, dragul meu. Știi că Simion? Păi te-am întrebat, ziseră-mi de hintul cu... Da, mă. Hai. Are el o viziune așa. A, da, da, cu că e stat, nu e țară da, și că... Da, nu, nu, nu. 92C, vă rog, dacă aveți. Mm-hmm. În ce te-ai băgat? Mm-hmm. Ori pe noi, românii de pe ambele maluri ale Prutului, ne-au despărțit 2 criminali ai istoriei, 2 dictatori, Stalin și Hitler, prin pactul Ribbentrop-Molotov. Și cred că soluția este... În actualele tratate internaționale, în actualele alianțe din care facem parte, o unire pașnică, precum au făcut-o germanii. Dar s-ar schimba granițele țării și ar cum... Și în cazul celor două germanii s-au schimbat granițele țării, nu contravine niciunui tratat, atâta timp cât acest lucru se face prin voința părților. Nu vor domnii de la Chișinău, m-au expulzat, vor să aibă propriu stat, vor să aibă guvern, parlament, președinte, vor să aibă propriile granițe. Da. Mm-hmm. Ai auzit? Da. Deci, ce spune Simion? Spune, bă, am putea să facem și noi unirea după modelul german, corect? Duma de stat... va abroga decizia lui Hrușciov de a preda Crimea Ucrainei. Păi, hai că se întorc și ăștia, votează, se întorc pe vremea lui Hrușciov. Da? Mm-hmm. Deci, aia ce am zis? Ce? Păi, am zis ceva. Referitor la? Referitor la ceva. Așa. Deci... Prietene, ce spunea Simion acum? Că el vrea să se unească pașnic prin voința celor două țări, dar nu vrea ăia. Nu, dar zice că după model german, corect? După model german, da. Da? Zice? Mhm. Nu? Mhm. Acum, tu știi cum se numește tratatul de unificare a celor două germani? Sincer, nu. Vrei să afli? Nu mi-aduc aminte, da. Se numește 2 plus 4. Adică sunt cele două germane plus cele 4 puteri garante. Adică... Statele Unite, Marea Britanie... Franța și Uniunea Sovietică la vremea. Uh-huh. Deși ne crede că s-au unit două țări, e în eroare. Uh-huh. Și acum fii atent. Eu citesc ceva, tu îmi spui de unde e. Uh-huh. Da? Da. Zice... Întregul popor este chemat... să realizeze prin autodeterminare unitatea și libertatea țării. De unde am citit? Ionel Brătianu. Da. Hrușciov? Da. Hai să-ți dau... Honecker? Să-ți dau... Deci, întregul popor german este chemat să realizeze prin autodeterminare unitatea și libertatea Germaniei. Este în Constituția Republicii Federale Germane... Aia
De dinainte de unire. Aha. Deci Germania avea în Constituție acest comandament de unificare a celor două Germanii. Da. Tu ai așa ceva în Constituția României? Că poți să zici că până în 90 erai sub ruși, nu da, puteai. Da, modificăm Constituția. În 91 ai făcut Constituția, ai scris asta? Da, unificarea... și a fost și referendum, a fost și modificată. Și în 2003 ai modificat-o, da? Ai făcut asta? Nu. Bun. Bun. Mergem mai departe? Da. Deci, de asemenea, tu cu ăștia? Nu. Nu. Bine. Mergem mai departe. Mai știi că s-au unificat două Germanii, da? Iubirea mea, am o veste. Sper să nu fie proastă. E foarte proastă. Oh. Cele două Germanii sau Germania sau ce vrei tu, la sfârșitul celor de-al doilea război mondial, n-a semnat niciun tratat de pace, știai? N-a semnat cu cine? Cu nimeni. Ah. N-a semnat tratat de pace. Era ocupată și nu s-au înțeles, și a rămas semnat, așa. A? S-au format cele două Germanii, după aceea pe teritoriile nu ocupate de puterile care erau învingătoare. În Est, Uniunea Sovietică era țara care controla, inclusiv Berlinul. Sigur, Berlinul de Est. Berlinul, nu, ce se întâmplă? Berlinul în întregime era pe teritoriul controlat de sovietici, doar că fiind fosta capitală a Germaniei întregite, acolo și Berlinul a fost împărțit. Da? În 4 era zona sovietică și zona occidentală. Dar, în esență, ai două Germanii pe aliniamentul stabilit între puterile de ocupație. Occidentalii, americani, francezi, britanici și Uniunea Sovietică. Acolo. Așadar, Germania nu a semnat niciun tratat de pace. România a semnat tratatul de pace la Paris în 1947, care îi garantează frontierele. Ai înțeles? E cel mai important instrument de drept internațional care garantează care frontierele și astăzi, țării. Da. Care e valabil și astăzi, da. Vrei să citezi din tratat? Da. Ești sigur? Că vrei? Păi tu ai luat-o pe drept aici. Noi vorbim de unirea cu țara. Da, da, da. Vrei să citezi din tratat? Da, te rog. Articolul 1. Frontierele României pe mapa anexată sunt alea stabilite la 1 ianuarie 41. Mă rog, aici spune că ne-am fi înțeles noi cu sovieticii, nu a fost nicio înțelegere, a fost normal. Ultimatum, nu știu ce, și spune care e frontiera ta în est, da? Pe Prut. Vrei să citești în articolul 2? Da. Deciziile arbitrajului la Viena din 30 august 40 declarate nule și frontiera între România și Ungaria este cea care exista la 1 ianuarie 1938. Deci, tu dacă vrei să te unești cu Moldova, trebuie să ieși din tratatul ăsta. Până și să modifici Constituția. Bă, lasă Constituția. Da. Deci, ți-am arătat că în Constituție tu nu ai prevederi legate de unificarea poporului român, da, așa cum aveau germanii. Deci, dar ai tratatul. Gheorghică Simion nu știe că noi nu putem aplica modelul german din cauza asta. Și ai tratatul din 1947. Și ai tratatul din 47 care stabilește frontiera în est și frontiera în vest. Și da. Înțeleg că tu vrei să încalci tratatul modificând frontiera în est. Adică să ieși din el. Mm-hmm. Te informez că, dragă Marius, Convenția la Viena cu privire la dreptul tratatelor, în articolul 51, îți spune că tratatul tu îl poți aproba sau contesta doar în întregime. Deci dacă adică nu pe frontiera de est. Nu merge pe bucăți micuțuri. Frontiera de est, frontiera de vest, frontiera de nu știu deci ce. Deci te informez că tratatul de pace la Paris care îți garantează ție Ardealul la România a fost semnat de America, de Uniunea Sovietică, de Ucraina separat, Franța, Marea Britanie și cine mai vrei tu. Tu vrei acum să-mi spui că vrei să ieși din tratatul ăsta ca să te unești cu Moldova? Da. A. Păi dacă ieși din tratat, eu... Se discută și... Eu, Orban Victor, o să pun următoarea întrebare. Hai, păi și cu noi, cu frontiera de... Nu, o să pun următoarea întrebare. De vest. Români... Mai valabil... Nu, români, v-ați gândit să discutăm frontiere? Da, noi avem un tratat cu voi în care recunoaștem frontiera. Dar dacă ieșiți din tratatul de la Paris, lucrurile se schimbă. Corect. E rebus extandibus. A discutăm când o să mai rebus fie Orban. Rebus extandibus. Nu cunoști termenul ăsta. Îmi sună cunoscut. A, știu, este de la Șarapova. Și atunci mai discutăm. deci tu la ora actuală te-ai gândit să modifici garanțiile de securitate pe care această țară, lumea asta nebună și frământată, le are mai ales astăzi, prin instrumente da. De drept internațional multilaterale, ce îți garantează ție frontierele așa cum sunt, ca să faci o ipotetică alipire a Moldovei? De care nu ești sigur. Bine, hai să te mai întreb ceva.
Eu spun așa, la 48 de ore după ce te-ai unit cu Moldova, presupun că moldovenii vor vrea vreodată să se unească cu tine, nu or să vrea niciodată, ei au nevoie de pașaport românesc, nu da, să nu, se unească. Nu, exact. Așa, tu vrei să-mi spui mie că ăștia vor dori vreodată să se unească cu România și eu spun așa, în 48 de ore numai țară, după ce s-au unit ei cu tine. Te întreb următorul lucru. De ce numai țară? Păi tu știi ce autonomie e în Găgăuzia? Ia zi. Știi ce autonomie e în Găgăuzia? Știi că e autoadministrare locală, cu guvern, cu parlament, cu chestiile astea? Păi ai tu așa ceva în România? În momentul în care te-ai unit cu Moldova, ce faci? Te duci cu tancurile în Găgăuzia ca să le înlături autonomia? Sau le dai și secuilor autonomie, că-și cer tot timpul? Autonomia pe care ți-o cer secui e mai slabă decât autonomia din Găgăuzia. Ce faci? Da. Ce faci? Bine, tu. Ce faci, micuțule? Le spui găgăuzilor că nu mai au autonomia aia? Spune, nu vreau să te întreb. A doua zi ești în conflict cu Turcia. Spune-mi, te rog. Ăia nu or să facă, nu sunt salon. Ăia fucking... Secuii cer autonomie, fucking. Atenție, prin mijloace constituționale. Absolut. Găgăuzii nu o să-ți ceară prin mijloace constituționale. Spune-mi, te rog, de ce aud această marotă? Da, o tot aud de 90 încoace că asta se putea face la începutul anilor 90. Care e ideea? Sau care e ideea? Ce era modificat? Că tratatul era tot ăsta din 47. Atunci dăm voie să spun următorul lucru. În 1990, autoritățile statului român au încercat să anexeze Moldova. Ai înțeles? Aha. Și atunci au venit niște răspunsuri foarte dure de la nemți, de la americani, de la francezi. Nu faceți asta. Era încă perioada în care oamenii ăștia se temeau de ce reacții și ce evoluții pot să existe la Moscova. Știi bine că a fost lovitură de stat. Da, e adevărat, da. Atenție și așa. Nu erau dispuși să creeze o situație de conflict. Nu știai spre ce se merge. Deci am fost opriți atunci, dar stai liniștit că securitatea a lucrat de atunci în Moldova. Și? Și așa a apărut Transnistria. Așa a apărut Dodon, așa a apărut jandarmul român nu va fi la noi stăpân. Ăsta e motoul campaniei electorale în urma căreia Dodon a ajuns președinte Moldova. Păi gata. Datorită prostiei securității de la București, care a gestionat dramatic de prost, exact ca Biden în Ucraina, situația din Moldova. Ideea că ne unim noi așa, cum povestește Simion, gata, a venit o păsărică, am făcut noi nu știu ce. Ce faci, mă? Ce faci cu găgăuzii dacă te unești mâine cu ei? În 48 de ore numai e țară. Dar, presupunând că vrei să ieși din tratatul de la Paris în 1947, asta se cheamă revizionism. Păi revezi tratatul, da. Și ce faci cu frontiera din vest? Auzi, micuțule, când Tătărescu, șeful delegației Gheorghe. Române, Guță cel cu fața de mai mult. Așa îi se zicea. A mers la Paris, pentru că așa cum erau comuniștii aia proști, nu l-au pus pe Zăroni să conducă delegația de la Paris. Au pus un om care a fost șef de guvern, era de-ai noștri, capitalist. S-au dus și s-au bătut acolo pentru România. Știi ce greu a fost? A fost enorm de greu, pentru că sovieticii ne-au spus pe 12 septembrie la Convenția de Armistițiu. Da, mă, am anulat Convenția de la Viena. Dar în ceea ce privește Ardealul, mai vorbim. Asta se rezolvă la Conferința de Pace de la Paris. Tu știi că după ce ai eliberat tu Ardealul, în Ardeal a fost administrație sovietică, nu românească? Știi când a venit administrația românească acolo? După instaurarea guvernului Groza. Dacă făcea o mișcare greșită, Transilvania era pa. Aleluia. Era pa, nu mai poate să socoteala că puteai să fii și tu pa. Ce să le spun românilor în 5 minute despre istoria lor? Vorbești de o jumătate de oră. Exact. E inutil, dar uite, poate terminăm apoteotic o chestie pe care să le dăm. Ce ești, te bagi? Ai curaj? Da, curaj de bun. Atunci fii atent aici, ca să închid asta. La Paris, noi am obținut Ardealul, Marius. Ardealul este ființa și inima acestei națiuni. Noi acolo puteam să o terminăm urât de tot pentru că am pierdut războiul în Est. O spune Tătărescu. Au fost multe clauze în tratatul ăsta nefericit, nu? Care erau profund nedrepte la adresa României. Dar și când a venit, că am câștigat Ardealul. A venit Tătărescu în Parlamentul României să prezinte tratatul cu lacrimi în ochi, asta le-a spus. Am obținut Ardealul. Sunt multe nedreptăți am aici. Am obținut, l-am păstrat. Că nu, l-am obținut, mai ales că nu era al nostru. Din nefericire, nu mai era al nostru.
Nu mai era, dar l-am păstrat. Era rușilor. L-am păstrat, e adevărat. Și spune, am obținut Ardealul, suntem o țară liberă. Tratatul e un întreg, nu putem să luăm ce ne place și să lăsăm deoparte altceva. Și astăzi, dacă vrei să vorbești despre unirea cu Moldova, eu nu am dreptul să nu-ți spun, ai probleme cu tratatul. Și eu, la acest moment, tezaurizez acest tratat pentru că îmi garantează Ardealul la România. Uite-te ce s-a întâmplat, Marius, după 1990. Țări care au apărut după primul război mondial ca România. Unde e Cehoslovacia? Unde e Cehoslovacia? De Iugoslavia. Unde e Iugoslavia? Regatul sârbo-croato-sloven. S-a ales praf. Crezi tu că ne putem juca cu asta? Doar așa, ca să întreținem alminteri simțăminte legitime ale românilor, care simt frățește față de cei de dincolo de Prut și care ar dori o unificare. Dar ei nu simt. Lasă asta! Vorbesc de românii noștri, de Simion, de cine mai vrei. Da. Dar lucrurile astea trebuie văzute cu mare grijă. Uite, hai să închidem apoteotic, că-ți place. Da? Fii atent acum. Deci tu crezi că plecând de la tratatul de la Paris din 47, e greu. Ai o problemă. Iar ideea că te poți unifica pe modelul german... Se poate găsi o soluție. Unificarea pe modelul german e o aberație. Da, am înțeles, e clar, nu deci se poate nu discuta, da. Deci tu la momentul ăsta, ca să ai o situație cât de cât stabilă pe frontiere, da, trebuie să ții de tratatul ăla cât poți tu de tare. Corect. Dar, uite, hai să facem următoarea jucărie, că te văd periculos. Facem următorul lucru. Închidem așa apoteotic și eu nu le spun românilor că o să continui. Mm-hmm. Vezi tu ce faci. Câtă forță ai. Da? Te bagi? Da. Forțele ruse intră în ofensivă în sectorul Orikiv, la granița dintre regiunile Zaporojie și Donetsk. Tu știi câte înjurături o să ne luăm noi acum? La câte mi-am luat în ultimii 34-35 de ani, ce mai contează? Bine, două lucruri. Fii atent. Ce spune micuțul Simion? Zice că noi suntem despărțiți de Moldova din cauza lui Ribbentrop-Molotov, nu? Da. Hai să închidem cu asta. Că cei doi dictatori, Stalin și Hitler, ne-au... Păi, Marius, Ribbentrop-Molotov a fost la 23 august 1939. Atunci a fost tratatul de neagresiune între Germania nazistă și Uniunea Sovietică. Și erau protocoalele secrete care stabileau sferele de influență. Da, după care n-a mai fost valabil nici ăla. Fii atent. După ce a căzut Franța în iunie 1940, că până atunci sovieticii n-au îndrăznit să ne ceară nimic, au venit ultimatumurile sovietice, da? În care ne-au cerut să plecăm din Basarabia. Corect. Ne-a trebuit să plecăm, pentru că eram singuri în lume. Da? Germania controla continentul militar, iar Uniunea Sovietică era o putere cu care nu puteai să te lupți, mai ales dacă avea susținerea germană. S-a dovedit asta, cu asta mai mult cu câte era cu Germania. Da. Noi ne-am retras din Basarabia și atunci, da, ai pierdut Basarabia în baza, poți să zici, lui Ribbentrop-Molotov. Da, dar în iunie 1941, tu alături de Wehrmacht-ul nazist, ai invadat Uniunea Sovietică și ai luat Basarabia înapoi. La momentul când începe campania germană în Uniunea Sovietică, tratatul de neagresiune germano-sovietic în 1939 nu mai era valabil. Corect, asta ți-am spus. Pentru că îl încălcaseră nemții. Corect. E... După ce ai recucerit Basarabia și ai reintegrat-o în România, evoluția pe frontul de est a dus la nenorocirea care a urmat. Dezastru. În sensul că sovieticii au reocupat Basarabia. Au reocupat Basarabia sovieticii în baza lui Ribbentrop-Molotov? Și au ajuns la Berlin. Te-am întrebat ceva. Bineînțeles că nu. Deci nu, pentru că ăla era un tratat mort din momentul în care armata germană a invadat Uniunea Sovietică. Corect. Deci noi suntem despărțiți, Marius, de cei de dincolo de Prut, nu în baza lui Ribbentrop-Molotov. Ci în baza... Ci în baza evoluției evenimentelor. Corect. De pe frontul celui de-al doilea război mondial. Iar frontiera e consacrată în Est prin tratatul de pace la Paris din 1947. Ăla semnat și de America și de Franța și de Marea Britanie. Asta este o himeră cu Ribbentrop-Molotov. Asta a fost valabil atunci. A, e o chestie... mă rog, așa, de imagine, da, să dai vina pe cineva. Poți să dai. Să-i invoci. Da, pentru că noi am pierdut atunci Basarabia din cauza lor. Dar Basarabia, după aceea, în mod final și definitiv, a rămas la Uniunea în Sovietică. În baza unui tratat de pace. Din 1947, nu da. Ribbentrop-Molotov. Corect.
Da? Da. Și îți spuneam, apropo de discuția noastră, vezi, astea sunt lucruri care, mă rog, par ușor complicate dacă nu te gândești. Nu sunt complicate, că le explicăm cum trebuie. Da, Marius, dar uite, poți să-mi spui și mie ce sărbătorești tu la 1 decembrie? Păi nu, n-ajungem până acolo. Data viitoare, emisiunea noastră se încheie aici. Hai mă, că nu e. Hai zi, zi, glumem. Glumem. Da, eu te-am întrebat dacă știi. Unirea tuturor românilor. Pe bune? Mm-hmm. Deci tu vrei să zici că, nu e așa, la 1 decembrie 1918 tu asta sărbătorești, nu? Mm-hmm. Ok, dacă așa știi tu. Poți să-mi spui și mie. Ești de acord cu păi mine? Ai zis că dai un slide. Da, asta fac. Ai. Ești de acord cu mine că... Păi facem o dezbatere acum despre 1 decembrie. Ești de acord cu mine că Ionel Brătianu este arhitectul Marii Uniri? Da. Bine. Și tu la 1 decembrie sărbătorești Unitatea Națională a României. Unirea tuturor românilor. Unirea tuturor românilor. Bine. Ana, dă-mi și mie 742-a. Și închidem așa. Ok. Ia vezi. E din monitor oficial al României. Ia vezi ce scrie acolo. Poți să citești? Domnilor, trebuie să limpezim o dată pentru totdeauna ca să nu mai fie eroare. Statul român, integritatea națională a României nu este rezultatul Albei Iulie. Păi n-am spus asta, Albei Iuliei. Nu? N-am spus atunci asta. De ce sărbătorești la 1 decembrie? Păi da, dar n-am spus că are legătură cu Alba Iulia. Are legătură cu tot ce s-a întâmplat până atunci. Hei. Sigur că s-a întâmplat la Alba Iulia. Da, măi, lasă că știu foarte bine ce zic și știu ce vrei să zici. Lasă miliția jos, jos miliția. Cernăuțeanule, gândește-te. Unirea a durat și după 1 decembrie 1918, dragul meu. Știu foarte bine. Tu la 1 decembrie sărbezi nimic. Acum sărbăm, e ziua națională a României. Tu nu știi ce vrea, eu am tăiat, tu nu știi ce spune Brătianu acolo. Ba da, știu, mi-aduc aminte documentul. De unde? De la Cernăuțeanu? Nu, citindu-l în timp de la Cernăuțeanu. Am distrus, vorba ta, o emisiune frumoasă, n-am prost distrus eu că te-am invitat. Eu și eu prost că am acceptat. Mulțumesc mult pentru participarea excepțională în această seară și le mulțumim celor care, uite, până la ora asta un număr atât de mare, le mulțumim că au stat lângă noi. Cernăuțeanu. Lasă miliția, păi strici tot momentul, vorbești de Alba Iulia, Unire, România și îmi dai pe un milițian, pe bune. Dar tu ai văzut pe ăla în carne și oase, de sus până jos, că nu mai poate de epoleți, cine, de pe Cernăuțeanu. Scuze. Iartă-mă, am crezut că zici de ce. Misiunea noastră se încheie aici, ne vedem mâine seară, orele 20, țineți aproape.